Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. În București se întâmplă mai des. La 2 pași înseamnă, de fapt, la 2000 de pași. Dar pentru București, bucureștenii sunt obișnuiți să calculeze altfel distanțele. Pentru ei, la 2 pași poate să însemne 3 stații de autobuz. Era la un moment dat cineva care întreba, mai există restricții în Franța? Și cineva care răspundea, da, tot n-ai voie să pui apă în vin. Așa. Domnul Iohannis a spus cam în aceleași împrejurări că nu tolerează plagiatele, că toleranță zero, că... Iubesc trădarea. Dragi laci, el vorbind de funie în casa spânzuratului. Da. Adică de domnul Ciuc. Ne-au demonstrat, mi s-a vorbit despre faptul că, de fapt, gustul este cumva modelat genetic. Noi ne naștem cu anumite preferințe. Cel mai mult mi-a plăcut că domnul Câmpeanu a zis după demisie, la vreo zi două, a fost intervievat de cineva, nu știu în ce circunstanță, și a zis, acuzațiile sunt absurde. Ok, bravo. Dacă sunt absurde, da. De ce ți-ai dat demisia? Deci unde e șaurma? La Dristuri. Nu știu, cred că există câteva aplicații unde poți să o găsești. La Dristuri, cu de toate. Ce căutam eu pe postul ăla de televiziune, o să mă întreb. Știm. Așteptai emisiunea cu... Mă, nu, că nu era la ora aia la care era emisiunea cu Moris. Sperai să fie. Speram să fie o reluare. Așa îi zice emisiunea cu Moris. Este emisiunea cu fetele care... Bravo, ai stil. Este un pește lângă vărsă. Fiind unitate militară, poți să presupui o doză de sadism din partea cuiva. Anul să fi fost 1988-1989. De asta spun. Atunci se făceau și experimente pe ființele omenești. Asta se găsea. Da. Mamă, mare lucru că s-a găsit pește. Asta mă gândesc. Și avem niște pește lângă ce-l punem. Șeful, nu mai avem nimic. Rămas doar varza aia pe care o facem varză. Mă gândeam zilele astea, mi le-am petrecut foarte mult timp în mașină și mă gândeam câte subiecte ai fi văzut tu pe marginea drumului asta, câte denumiri interesante, câte case și căsuțe, câte întâmplări. Slavă ție că nu mergi cu mașina. Ei, mai merg din când în când. Rar, dar uite, de exemplu, am stat în coadă la Sinaia vreo 2 ore. Sunt curios ce ai fi făcut în alea 2 ore. Eu m-am dat jos, m-am uitat la oameni. Aha. M-am uitat la un câine, la 2 câini. N-am știut dacă sunt... Atât de mult timp ai avut. Da, eu cred că aș fi început să spumeg la un moment dat, cu firea mea aparent liniștită și calmă. Aș fi început să zic una și alta. Ce bombăne omul. Ce bombăne omul, Când e aglomerație. Și aduce aminte de infrastructură, și aduce aminte de hoți, de hoții ăia, și aduce aminte de aici sunt banii dumneavoastră, și așa mai departe. Și totul culminează cu cine s-o mai duce la vot de acum încolo. Exact, ăsta e un refren. Da. Aici l-ai impersonat pe Dan, prietenul nostru, care asta mi-a zis tot drumul. Asta. Băi, dar nu e posibil 32 de ani să nu fi făcut cineva ceva. Băi, ceva s-a făcut, dar tu fiind aici în ciorba asta și neavând puterea de a te extrage și de a privi lucrurile de afară, firește că ai impresia că toată lumea bate pasul pe loc. Nu bate toată lumea pasul pe loc, chiar e adevărat că unele lucruri s-au înrăutățit. Dar până la urmă, cred că arătăm ceva mai puțin neplăcut, când pot să zic mai armonios, ceva mai puțin neplăcut decât acum 32 de ani. Sigur că unele dintre marile hibe rămân. Să știi că dacă ești de pe drumurile principale, România se schimbă, adică ea capătă altă culoare și alte veleități. Am fost, doamne, iată, spre o localitate numită Apoș, care nu e foarte departe, asta e în Sibiu, nu e foarte departe de Agnita, nu e foarte departe de Mediaș și chiar și până la Sibiu sunt 60 de kilometri, nu e dramă, deci nu ești la capătul lumii. Bă, dar era complicat al naibii. Niște drumuri care se rupeau, care duceau încolo încoace, vălurite, peticite, care treceau în noapte, satele nu mai au lumină, știi? Că în momentul în care ajungeam prin sate pe undeva, că am mers mult noaptea, ne uitam, ăștia au bani de lumină? A, ăștia sunt bogați, care au lăsat 3 becuri așa, știi? Am văzut unele prin Ardeal, mamă, deci la Saschiz, vreau să spun acest lucru. Deci Saschizul se lăfăie în bogăție, nu știu de unde atâta bogăție. Nu știu dacă le facem bine acum. Spune lucrul ăsta. Cine știe? Exact. Cineva cine știe ce se întâmplă. Cineva o fi uitat becul aprins. Se poate și acum plătește. Da. Și eram ca în filmele alea de groază americane și ziceam, dacă iese cineva de aici pe drumurile alea, pe hârtoapele alea
Ești între niște lanuri de porumb. Porumbul se culege târziu în Ardeal, n-am înțeles. Pe la 5 octombrie spuneau ei că îl culeg. Nu am să înțeles. Știi că și noi culegeam târziu. Adică nu, noi culegeam din septembrie. În septembrie, da. În septembrie, dar se prelungea. Da. Și noi înnotam în porumb acolo, erau zeci de kilometri pătrați. Și am mai descoperit ceva, apropo de Ardeal, 300 de metri în Ardeal sunt altfel de 300 de metri. Okay. Ni s-a spus că sunteți cazați la 300 de metri. Da. Nu e chiar așa, e o mică excursie. Mm-hmm. Asta poate o chestie asta de hotel. Asta în București se întâmplă mai des. La 2 pași înseamnă, de fapt, la 2000 de pași. Dar pentru București, bucureștenii sunt obișnuiți să calculeze altfel distanțele. Pentru ei, la 2 pași poate să însemne 3 stații de autobuz. Pentru un sătean, 3 pași înseamnă 3 pași, de obicei. Acolo ne-a zis 300 de metri, dar am fost într-o localitate, Veseud, unde, într-adevăr, 300 de metri erau altfel. Okay. Și la Bistrița, Google Maps are o chestie când zice 3 minute sau 6 minute, am mâncat 2 pâini în alea 6 minute, n-am înțeles. Înseamnă că băuse vin de lechința aparatul înainte să... Niciunul dintre noi n-a băut, dar a văzut pe drum niște podgorii interesante. Da. Dar voi cu ce treabă pe acolo? Ei, filmăm, o să-ți povestesc, filmăm niște reportaje pentru... niște reportaje de CSR cu organizații neguvernamentale care ajută oameni. Asta filmăm în acum. În România profundă. În România profundă, da, am văzut niște povești, o să le spun. Ah, okay. Când proiectul se va închega și va apărea pe online, o să povestesc ce am mai văzut. Am cunoscut oameni extraordinari. Bogdan Tănase de la Casa Share, am cunoscut pe preotul Damaschin, care îmbracă la modul propriu zeci de mii de copii, 10.282 de copii. Se pare senzațional. Pe cine? Mihai Barbu de la Apoș, care revitalizează o localitate în care e un noroi, Radule. Nu știu ce relație e cu noroiul. Poți să intri... Distantă, dar îl știu. Am avut și eu parte. Da. De mult, cu decenii în urmă. Ei, gândește-te că my fair share, cum se spune. E neschimbat. Deci unele lucruri sunt imobile. Deci noroiul ăla acolo e un noroi de la gen clisă pe care poți să-l iei, să-l pui se modelează. Să modelează, să faci până la gât, dacă e. Da. Până la gât. Deci am văzut chestii extraordinare. Am mâncat lucruri interesante. Pot să-ți recomand un loc la Veseud 11, unde am ajuns noi noaptea. Acolo a fost o greșeală. Am întrebat pe cineva pe drum, dar oare găsim ceva de mâncare în mijlocul pustietății? Și ni s-a răspuns, nu, mâncați ceva pe drum. Și am mâncat la benzinărie. Eu mai puțin, că era cu pâine, știi, că acolo să nu mai sandwich. Nu asta îmi recomanzi. Nu. Și am scos din sandwich, am scos salamul din sandwich și am mâncat salam și cașcaval. Uh-huh. Am dat pâinea deoparte. Colegii au mâncat, în schimb, și pâine multă. Și când am ajuns la Veseud 11, acolo era un restaurant ca în București, nu exagerez. Așa. Lumini, torțe, chestii, servire. Oamenii au pus o tochitură. Deci lumini urmează un semn al exclamării. Lumini! Lumini, da. Lumini, da. Mm. Ne-au așteptat cu vișinată, cu palincă și asta aici la noi. Da. Ne-au pus trei feluri de mâncare în față și o ciorbă. Aha. Nu s-a putut mânca. Da. Și pe aia ne-au adus niște... Dar ți-am trimis poză. Gogoși. Da, mai știu. Da. De acolo erau. De acolo erau. Da. Dar mi-ai trimis o poză acum o săptămână, 10 zile, semn că ai vizitat scovergăria Micăi. Da. Da. Și? Alina a adus o surpriză. Ea a fost, mi-a adus acasă. Cum ai zis, cu usturoi. Așa, și? Bun. S-a mâncat. Acolo e șarmul, da. Poate avem timp în noiembrie, mă gândesc să mergem să vizităm câteva locuri de astea. Să arăți tu, cum știi tu, Bucureștiul la... Da. Păi putem să facem și o rubrică în podcastul ăsta, să ne ocupăm de Cârciumi. Că vorba aia. Da. Da. Mie îmi plac numele astea nesofisticate. Birt, crâșmă. Da. Speluncă nu, că are un conținut peiorativ cam mare și de obicei, dacă vorbești de speluncă, ce găsești înăuntru nu e pe placul tău. Dar cârciuma e un element de cultură urbană sau rurală. Nu? Ți-am povestit, o să povestesc o dată, să-mi aduce aminte cum am fost eu la Nicorești. Nicorești, localitatea sau restaurantul? Restaurantul ăsta, celebru, da. Când ne-au atacat interlopii și a trebuit să părăsim partea de jos a restaurantului și ne-am lăsat bucatele acolo. Hai că nu povestesc acum, da. Ne-am lăsat bucatele acolo și
am mers în partea de la etaja restaurantului și acolo era... Acolo era interloc. Safe, acolo era okay. Fără, da. Mm-hmm. Și domnii chelneri au zis că nu ne aduc ce aveam pe masă. Merge și luați-vă. Dar trebuie să le plătim, știi? Ah, aia a fost interesant. Da. Chelnerii erau cam la fel de interlopi, înseamnă. Da, de ei aveau o relație. Eu am trecut de câteva ori pe lângă restaurantul ăla și ceva m-a oprit să intru, dar uite, nu știam ce. Acum nu, știu. Dar să știi că e un restaurant, e mâncarea bună, da. Renumit, vinișorul bun de pe vremuri. Bine ați revenit la Vorbitorinci, bucurie mare să te revăd, Radu Paraschilescu, salutare! La fel, te salut, Cătălin Striblea! Ce faci, cum ești? Bine sunt, mă apropii, sper, de sfârșitul unui roman la care tot scriu de o vreme și pe care îl tot anunț și pare să că luna asta, la sfârșitul lunii, o să-i pun punct. M-a stimulat și Mircea Cărtărescu acum vreo așa. 10 zile. El a terminat cu Teodoros, ce-i pasă, acum se uită. Și cred că e în faza de recitire, rafistolare, mă rog. Deși el, din ce știu, nu are mult de îndreptat la ce scrie. El, în momentul când pune creionul în momentul când pune creionul pe hârtie, știe sfârșitul frazei. Deci stai un pic, Mircea Cărtărescu scrie de mână? De mână, da. Nu cred așa ceva. Da, eu am povestit și aici, că a venit, când a apărut Solenoidul, așa? A venit la editură cu 19 caiete studențești. Nu cred. De mână, da. Nu cred, n-ai povestit asta, deci cum? Deci a venit cu cutie, verifica. Da? Da, a venit, nu știu, cu o cutie, cu scrie cu frumos, de excavator. Da, scrie ok, da. Dar îți dai seama că cineva trebuie să culeagă după el 19 caiete studențești. Eu fi ridicat niște statui între timp, l-o fi propozit. Dar da, el așa scrie și el are... Da, mai povesti, mă, nu se poate. Nu, n-ai zis, dacă eu rețin. El are un laborator straniu înăuntru lui, în creierul lui acolo, care îi dă comanda fulgerător și foarte rar revine asupra frazei. Cel puțin asta e povestea și a Solenoidului și a altor cărți. Să vezi că dacă scrii de mână, într-adevăr, așa e, că pe aia îți vine greu să ștergi. Da, să... da. Și cum ar fi? Bine, trebuie să dea cu... Eu nu pot să ștergi. Cum ar fi să dea cu pic, cu din alea? Cu... Știi nu, cum era? Picul era la cerneală. Picul era la cerneală, da. Dar din ce știu eu, Mircea scrie cu creion. Da? El fiind familiarizat cu noile tehnici, da? Adică știe și el ce la un calculator, știe mai mult decât mine în orice caz, dar asta nu e un titlu de glorie. Stă pe jocuri și pe asta, de când în când. Da, uite, nu l-am întrebat, dar îți spun că așa e, pentru că și am auzit povestea, da. Genial, dar tu scrii la calculator, nu? Eu scriu la calculator, da, ceea ce acum 20-25 de ani n-aș fi crezut nici sub tortură. Și revenind, încerc să pun punct cărții astea, care este o carte care m-a absorbit și pe mine și m-a băgat într-o regiune din sud-vestul Franței, unde eu am făcut una dintre cele mai armonioase vacanțe din viața mea și pe care am fructificat-o acum. Dar zici cinstit că am vrut să povestim despre asta și că n-ai vrut să povestim, că chestiunea de superstiție... Am glumit atunci cu superstiția. N-am nu? Mai? Ok. Nu. Bine, că eu te-am tras de limbă. Zi-mi aia, dar avem un subiect în minte, asta voiam să zic, pe care o să-l facem după ce lansez cartea. Okay, un subiect desprins, un, cum le zice, sequel, nu, un spin-off. Un spin-off din cartea ta. Deci să facem un spin-off. S-a făcut. Astăzi la podcast o să avem o invitată chiar din Franța, cum ar fi, și o să vă bucurați de o maestrie culinară, dar și de o gândire gastronomică. Și nu doar gastronomică, adică Nicole Birta Margot nu este un șef, să-i spunem așa, deși are, este un gânditor, un filozof. O prezenta o revistă drept un filozof al gastronomiei. Da. Și o să o cunoașteți pe Nicole cu toate poveștile sale franțuzești și nu numai. Mi-a dat telefon aseară și a uit în franceză. Eu am crezut că e greșeală prima dată. Am zis, mă, cine să aibă cum e? Da, m-a sunat să-mi spună că vine mâine, mă rog, da. Deci este franțuzoaică s-a dea, adică, poate avea un nume românesc, dar este de acolo, e îmbibată de Franța, bănuiesc că de Paris în primul rând, și niciunul dintre noi nu o cunoaște, o vom cunoaște în cele ce urmează. Zi cinstit, nu seamănă cu Emily in Paris când te uiți la fotografiile ei și la... Da, parcă mi-aduce aminte, dar mi-aduce aminte mai degrabă toaleta, mai degrabă felul de a fi, mai puțin fizionomia, și are ceva.
Are ceva. Are ceva. Recunosc că eu m-am uitat cu sfințenie la Emily in Paris. Am mai văzut așa un episod acolo. Haișpa al doilea, deja de la al treilea. La mine serialele n-au șanse mari. L-am văzut pe tot într-o noapte, nu e lung. Da. Nu, da. Eu ți-am spus, cred că unul dintre singurele seriale la care m-am uitat cu enormă plăcere a fost Crimele din Midsommar, pentru că mă interesau casele, florile din jurul lor și felul în care vorbeau personajele. Acceptând. Bine, seria cu John Nettles ca inspector Barnaby mie mi-a plăcut cel mai mult, că te lipești de primul actor care joacă rolul. Și sigur accepti convenția că după 100 de episoade nu mai rămâne nimeni în viață în localitatea aia, sunt 3-4 crime pe episod. Prin urmare, la un moment dat, numai cu cine combate. Să le spunem celor care ne urmăresc și apropo, like, share, subscribe, vă mulțumim și pentru pentru contribuțiile financiare, da, le vom folosi săptămâna viitoare, filmăm afară și o să vedeți acest lucru. Astăzi avem și câteva cărți foarte bune. Eu am o carte foarte interesantă, dar ți-am zis pe principiu, am citit-o eu ca să nu o citești tu și... Dar nu e ceva de rău în asta. Nu. Și pentru că știu că nu ți-ar fi plăcut asta, dar cineva, eu trebuia să o citesc. The Dirty Work. Așa. Vorbim despre Mangia, dar Mangia... Nu Mangia e Bevy, da. Mangia Davis. Mangia Davis și, apropo, mergem la Würzburg. Da. Și, apropo de mâncăruri, am mâncat eu ceva ciudățel și de aici o să pornim discuția noastră. Tu faci chestia asta din când în când, da. Era pe masă, am mâncat, doar știi că... Alatine, ăsta e principiu. Domnule, s-a pus pe masă? Bun, da. Păi dacă îți spune cineva un baston cu măciulie pe masă, îl mănânci? Nu, aia nu, că identific mâncarea. Ok. Asta era salată de varză cu franjuri de salam. N-ai mâncat în viața ta, nici eu. Nu, n-aș spune că mă fascinează perspectiva. Salam ai mâncat, nu? Da, cât de puțin am putut. Nu mănânci salam? Băi, mai mănânc, da, dar nu în cantități mari. Fabulos. Dar să începem de la îngrijorările sănătoase, căci avem câteva lucruri de spus. Îngrijorări sănătoase. Ascultați și urmăriți Vorbitorinci. Ca să trecem la îngrijorările sănătoase, eu mă voi folosi de o imagine. Imaginile și mai ales cele fotografice de multe ori sunt mincinoase. Dar poate uneori zic ceva, pentru că am mai văzut chestiunea asta. Doamna Ligia Deca a fost învestită, nu? Ăsta-i termenul, ca ministru al educației. Doamna Deca este consilierul, a fost consiliera doamnei domnului Iohannis și în momentul în care a primit scrisorica sau cei de decretul, nu-i dă un decret, doamna Deca a înclinat capul așa într-un semn de admirație royală, cum ar spune fimiu, admirație regală, un fel de mă înclin în fața zeității, sigur poate un gest de politețe, poate în fața președintelui unei țări mai faci din astea. Da, în fața președintelui Iohannis, care are deja o morgă mult hiperbolizată, parcă nu dă cel mai bine. Dar mă rog. Ăsta să fie cusurul doamnei Deca. Asta să fie singura pată din prestația dumneei. Dar tu ai fi făcut asta? Ți-a dat o decorație. Da, eu nu am... Doar așa dacă mi s-ar fi muiat genunchii, ceea ce nu se întâmplă. Dar nu fac asemenea lucruri, câtă vreme nu mă obligă un protocol anume. Că dacă sunt în prezența unei persoane din familia regală, ok, sunt obligat să o fac, o fac. Dar altfel nu-mi stă în obicei. Sigur, sunt respectuos, sunt politicos, nu vin în tricou și șlapi. Nu vin nici la costum cu cravată, căci îmi displace cravata, ce să fac. Dar altfel mă încadrez în rigorile evenimentului. Nu fac abuz de etichetă și nu îndoi genunchiul de pus în pământ cu atât mai puțin. Dar, repet, asta a fost un aspect de strictă coloratură. Sunt rău, hai, ok. Să vedem, nu ești rău. Dar toată lumea a observat mica reverență pe care... Nu e singura persoană care a făcut-o, domnul... Da. Uit mereu cum îl cheamă. Dacă domnul Iohannis era rege, era de făcut, bănuiesc, da?
că aici nu mai contează dacă ești femeie sau bărbat. Câte vreme ești în prezența unei persoane dintr-o familie regală, a regelui sau reginei, cred că protocolul ăsta ți impune. Nu ți se pare că îl tratează ca pe rege oamenii din jurul său? Era să zic. Nu mi se pare. Mie mi se pare. Face impresia asta? Da, mie mi se pare că e un grad de supușenie, așa, ceva ieșit din comun. Supușenie, da. Dar nu supușenia față de un rege. Supușenia față de șef. Șeful de nucleu, de clan, de încrengătură, de trib, da? Fără nimic antropomorfic. Dar nu față de rege. Nu. Adică Claus Iohannis n-are nimic princiar sau regal. Sigur, e un om prezentabil, asta da. Și un om care dă bine în pozele de grup, e un om care se îmbracă bine, care bănuiesc că miroase a parfumuri bune și care face o impresie superlativă la criteriul aparenței, da? În momentul când scoți criteriul aparenței, mai ales în ultimii ani, și rămâi la analiza brută a faptelor, gesturilor și abținerilor și cedărilor, deja nu mai e cazul de reverențe, e cazul de altceva. Domnul Iohannis a spus cam în aceleași împrejurări că nu tolerează plagiatele, că toleranță zero, că... Iubesc trădarea... Dragi laci, el vorbind de funie în casa spânzuratului, adică de domnul Ciucă. Domnul Ciucă a fost întrebat și el la o conferință de presă, cum mai stați cu plagiatul? Și a spus, bine, mulțumesc. Se analizează, a spus. Dar dumneavoastră n-aveți nicio problemă, nu că instituțiile statului. A fost, dar de ce nu cereți dumneavoastră? Dați dumneavoastră un exemplar la CNAT de cu, așa, la CNAT cu, cât mai există, să-l analizeze. A, nu că n-am. Cum adică nu aveți? Păi nu am un exemplar din lucrul. Păi unde sunt exemplarele? Păi, George Copos nu avea nicio carte din cele scrise ca să iasă mai repede de la închisoare. N-avea nimic. Și nici pe piață nu erau. Eu am vrut să cumpăr, am mai povestit. Da, asta înțeleg că poți să le ascunzi, dar cum poți să zici că n-ai acasă? Bine, n-am și eu, dacă aș căuta, n-am lucrarea de stat, dar... Acum cu organele statului să-și facă treaba, asta e un refren care îl expune un pic pe premier, pentru că premierul, de exemplu, ar putea fi pus față în față cu Emilia Șercan, care tot încearcă și tot primește obstrucții și tălpi din partea organelor abilitate, da? Și scurgeri de informații și timorări și așa mai departe. Adică organele statului nu prea își fac treaba, fac alte treburi. Domnul Ciucă fiind reprezentantul statului, adică mă înțelegi. Bun, acum sigur există acel argument, cred că străveziu cel puțin pe jumătate, că domnul Ciucă nu poate fi schimbat din funcție câtă vreme aproape de noi se desfășoară o operațiune specială. Și e bine să ai un premier care să fie inițiat în ale armate și în ale luptei. Mă disociez de ideea asta. Și cred că până la urmă președintele Iohannis a vrut un obedient în funcție, un om care e foarte prost echipat la capitolul discurs, spre deosebire de alții. Adică au fost oameni care au avut alte carii de comportament și de caracter, dar care știau să vorbească. Adică Victor Ponta este un om care îmi provoacă tot felul de sentimente neplăcute, dar retorica avea. Crin Antonescu la fel. A făcut o mulțime de bălării și Crin Antonescu, dar de vorbit știa să vorbească. Ce simpatic era Parlamentul României. Nu, dar erau oameni care, odată cu funcția asta, au subînțeles că e nevoie din când în când să ieși, ba chiar din propria inițiativă, și să vorbești. Și să ai exercițiul ăsta bine articulat. Nicolae Ciucă este unul dintre vorbitorii cei mai slabi de limba română. Vreau să fac o paranteză aici, că mi-aduc aminte momentul în care m-am învățat eu să nu mai fac previziuni legate de politica românească, e acesta cu cele trei personaje pe care le-ai numit. Da. Victor Ponta, Mihai Răzvan Ungureanu și Crin Antonescu, despre care am scris eu la un moment dat că vor fi personajele care vor domina politica românească în următorii 5 ani. Sau e chestie bine de asta, că te-ai înșelat. Da. Felicit. Dar îți dai seama ce distanțe scurte, ce sprinturi sunt în politica românească și ce lipsă de curse lungi și previzibilitate. Cine s-ar fi gândit că un om precum MRU, care a fost premier al României, are o alonjă atât de scurtă? De mică, da.
te gândești, sau Crina Antonescu, mă rog, Crina Antonescu după episodul cu statul la Palatul Cotroceni, sigur că s-a fript, dar nu te gândeai că va dispărea din politică de maniera asta. De asta nici acum nu îndrăznesc să mai fac pariuri politice. Nu, nu mai pot să vezi în politica din România 2 ani în față. Da, să trecem peste. Dar îngrijorarea ține de faptul că avem un deceniu în care sunt deja 3 premieri plagiatori. Mă rog, nu s-a constatat oficial prin CNAT cu atâta timp cât va mai exista structura asta, nu s-a constatat oficial și definitiv plagiatul lui Nicolae Ciucă, dar celelalte două, ale premierului, cum îl cheamă, Mihai Tudose și ale lui, și al lui Victor Ponta, sunt limpezi. Pe lângă asta mai sunt miniștri. Dar vedeți, dumneavoastră, noi n-am pomenit numele Câmpeanu până acum, deși v-ați prins că despre asta discutăm. Da, Câmpeanu, care este un înălbitor foarte bun pentru alți miniștri plagiaturi. Să nu uităm că el a făcut tot ce a depins de el ca Victor Ponta să fie exonerat. Da? Să nu uităm că și în alte rânduri, Câmpeanu s-a pus la dispoziția sistemului și a fost de partea rea forței. Or, acum, dincolo de tonul ofensator și de cuvintele adresate celor care îl acuză de plagiat și pe care i-a făcut fie habarniști, fie analfabeți, pur sau funcțional, pun eu adverb, că el a făcut adjectiv din adverb, analfabeți funcționali, nu așa există. A zis, da? Așa a zis, da. Dincolo de asta, surprinde tipul ăsta de contraatac, adică în loc să admiți că ai comis o greșeală, tu treci la contraofensivă și ridiculizezi și protestele și mișcările de stradă, atâtea câte au fost și cum au fost. Și nu te gândești, bănuiesc, sau dacă te gândești, camuflezi foarte bine gândul, că tu ești la vârful unei structuri, și a unei structuri dintre cele foarte importante, educația, și că tu, împreună cu profesorii de peste tot, ai pretenția ca elevul sau studentul să nu se comporte ca tine. Da? Să nu ia exemplul tău, că dacă ia exemplul tău e grav. Păi cum te înființezi acolo, la minister? Și cum nu se cască pământul sub tine când tu te duci la, să zicem, la deschiderea anului și le spui copii să învățați, copii să fiți corecți. Dragii mei, onestitatea e o valoare esențială, da? Demnitatea la fel, vă rog, practicați-le. Fiți niște oameni așa cum trebuie, ca să scoatem România de unde e și să o ducem un pic mai în față. Și tu ai plagiat, și nu numai că ai plagiat, dar vii și cu povești de genul, păi nu aveai ISBN? Ce aia nu aveai ISBN? Dar avea preț, în schimb. Deci era ceva comercializabil. Da? Deci asta crispează. Și faptul că fenomenul ăsta încă nu e considerat de toată lumea furt. Ori el e furt. Mi se pare, și am mai spus-o de multe ori, forma cea mai gravă de furt. Furtul de idei. Furtul de creier. Da? Că săracul care fură o pâine, mă rog, e flământ. Da? Și e sărac. Dar tu, ministru sau ce oi fi, procuror, premier, nu știu, profesor, medic, care furi mintea altuia, furi efortul altuia, furi școala altuia, furi sacrificiul de timp al altuia, ca să-l dai drept al tău, tu cum te numești? Cel mai mult mi-a plăcut că domnul Câmpeanu a zis după demisie, la vreo zi, a fost intervievat de cineva, nu știu în ce circunstanță, și a zis, acuzațiile sunt absurde. Ok, bravo. Dacă sunt absurde, da, de ce ți-ai dat demisia? În fine, cred că și-a pierdut sprijinul președintelui. Eu cred că i-a fost dată demisia, da. Asta e, da. Nu și-a dat. Cred că și-a pierdut sprijinul președintelui în condițiile în care domnul Iohannis are și el această ambiție politică a proiectului România Educată, care ar fi rămas cu un semn de întrebare. Băi, cine a implementat aici? Cine va lucrat aici, domnul președinte? Păi știți că acolo se cam fură. Greu. Puneai la îndoială un demers mai mare, care, atenție, eu uitându-mă pe programul acesta România Educată, măcar un lucru știu, că el exprimă modul în care suflarea academică românească gândește, pentru că el este rezultatul unui aproape sondaj, să spun, doamna aceasta Ligia Deca, ea a condus întreg procesul, la oaltă cu comisia sa, chiar a mers an la rând prin România și a stat de vorbă
cu profesori, cu oameni care predau și a vrut să înțeleagă unde suntem, ce am putea să facem și care sunt lipsurile. Și cu organizații de părinți, multă lume s-a exprimat. De aia mie și proiectul îmi pare un pic că balansează înspre profesori și înspre drepturile lor și înspre viziunea lor, nu neapărat înspre o viziune modernă. De aici și rezultatul ăsta cu colegiile naționale. Pentru că, mergând la rădăcină, oamenii au spus, știți, noi, colegiile naționale, cele mai bune licee, vrem un tratament preferențial. Da, de ce vreți? Da. Păi, din X motive. Nu știu, așa să construiesc elitele din România cu o castă din asta superioară. Ok. Și atunci, aici dau un vileag acest lucru. Nu e plăcut, dar să spun. Eu am avut la un moment dat o discuție privată cu ministrul Câmpeanu, da, legată de chestiunea asta, pentru că încercam să-l aduc la un interviu la Europa FM. Și am avut un schimb de mesaje și cred că și la telefon am vorbit. Și mi-a zis, de exemplu, dar de ce sunt eu în situația să susțin această idee a colegilor naționale în condițiile în care el mi-a dat de înțeles că nu era autorul ideii și nici că nu o voia și nici că ar fi vrut-o. Ori președintele și Ligia Deca, care au pus chestiunea asta acolo, nu au susținut-o public deloc. Culmea este că nici directorii colegilor naționale care au cerut această idee nu au venit să spună în spațiu public, mă, noi vrem asta. Păi și cine vreți să o apere sau cine vreți să implementeze această idee? A arătat așa ca o șopârlă. Și pe bună dreptate, societatea românească a criticat-o pentru că ea este mai curând subiect de inegalitate și inechitate decât subiect de performanță. Deși eu cred că ideea în sine, poate o să discutăm o dată, are și niște chestiuni pozitive acolo. Da. Cred că are și niște chestiuni pozitive. Funcționează și în alte state, nu m-ar speria atât de tare. Măcar că recunoașterea elitei și a departajarea ei de stratul obișnuit. Până la urmă, aceste licee chiar produc elita românească așa cum este ea. Da. Mai bună, mai rea, dar aceste colegii naționale produc această elită. Ăsta este adevărul. În altă parte nu se produce. Nu se produce nici la liceele, nici la școlile profesionale, nici la liceele marginașe. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Poate produce și acolo o elită profesională, o elită vocațională. Ce se numește mai nou. Ce are de făcut România e să ia pe cei care sunt jos și să-i apropie de acești oameni, nu să facă nivelarea în jos. În jos. Da. Asta e o problemă și asta putem discuta. Da? Ok, și nu ăsta era subiectul. Mai adăuga că a avut loc cu niște zile în urmă, o săptămână poate, o conferință de presă la Humanitas Cismigiu, la care s-a vorbit despre lucrul ăsta, la care a participat Emilia Șercan, a participat Doru Căstăian, a participat Cristian Preda, am fost și eu acolo pe post de MC, și Emilia Șercan, țin minte că a spus, nu și-a dat el demisia. Eu am convingere, a spus, ea și-o cred, este o demisie comandată și că omul s-a executat când a auzit ordinul. Și tot atunci s-a vorbit despre un lucru care a fost discutat deja en passant în spațiu public, și anume despre documentul de solidarizare a majorității universităților care s-au raliat mai degrabă punctului de vedere al ministrului Câmpeanu. Minus 3. Minus 3, exact. Minus 3. UBB-ul de la Cluj, Universitatea din București și SNSP-ul. Da. În afara acestora, ceilalți au fost mai degrabă, nu mai degrabă, au fost de partea fostului ministru Câmpeanu. Da, dar cine le-a consfințit dreptul de a fi rector pe viață? Și asta e adevărat, dar nu știu dacă poți tranzacționa chiar orice. E? Și cu pretenția că îți păstrezi statutul, epoleții spirituali, ca să zic așa, și anvergura în fața studenților. Da? M-a decepționat profund atitudinea rectorului de la Universitatea de Vest din Timișoara, adică chiar mi s-a părut asta neplăcută la povestea. Asta l-a și costat funcția de ministru, nu? Da. Că înțeleg că domnul Marilem Pirtea și-a dorit să fie ministru aici, sigur. Zic eu, am dat și eu cu presupusul, dar nu ți se pare că totuși, de fapt, tema este mult mai profundă. Mandatul domnului Iohannis este o scădere a democrației. Eu cred că sub mandatul domnului Iohannis se întâmplă multe dintre visurile domnului Dragnea și domnul Iohannis le lasă nesancționate. Ba, poate și ale domnului Năstase. Poate și ale domnului Năstase. Nu uita, prevederea cum a fost scoasă, dar o încercare timidă. Să le pună procurorilor un șef judecător. Da.
Știi? Asta a fost o încercare. Legile justiției sunt zbârcite în fel și chip. Domnul Iohannis vine așa din avion și zice să faceți niște legi europene. Nu e de ajuns doar să spui lucrurile astea. Trebuie să le spui tot timpul. Doi la mână, legile siguranței naționale. Confreria asta absurdă, PSD, PNL, politizarea tuturor instituțiilor publice. Politizarea e boală veche. Desfințarea avertizorului de integritate, asta, blocarea legii 544, cumpărătura de BMW-uri, vai de capul meu, plus cumpărarea aproape in integrum a întregii prese. Păi nene, dacă tu... Vezi Ungaria lui Orban. Da, făcută soft. Că domnul Orban s-a pus... Este abuzul blând, așa se cheamă. Abuzul blând. Noi suntem altfel de nație, nu suntem ca unguri. Zâmbim, suntem asta... tranzacționiști, exact, da. Avem o doză de flexibilitate. Vreți că da. Ne... Tot românul să prospere. Exact. Și astea sunt mari probleme. Sunt. Tu ajungi, ia gândește-te, dă un pic timpul înapoi și gândește-te că mandatul lui Băsescu sau lui Năstase, că nu-l pun pe Toar și Iliescu, deci dacă mandatul lui Băsescu sau lui Năstase, să zicem, Dorin Cocoș ar fi vândut la poliția română niște BMW-uri. Dacă nu, cumva chiar o fi vândut ceva. Dar la, da. Știi cum făceau televizoarele, bătăliile, sărea lumea în aer, hoții, nu știu ce. Bă, nici nu s-a mai dus. Da. Nu s-a mai dus lumea la conferința de presă. Dacă era mandatul lui Năstase, același lucru. Hoțul ăla de Năstase care făcea și a dat mașinile și a făcut și adres și nu știu ce. Da. Nici nu se mai pune problema. Acum Sambalul e foarte mic și Batista e foarte mare. Pe de o parte, pe de altă parte există, venind cred că tot dinspre centrii de putere, această permanentă comparație avantajoasă cu Rusia. Domnule, dar măcar nu ne împușcă pe poduri. Domnule, dar măcar nu ne ia și nu ne bagă în dubă. E, din când în când... Uite, mai vorbim noi doi aici, să uită 20.000 de oameni la noi și gata. Da, deci, da. Există mereu această raportare la ruși. Domnule, acolo e crâncen, aici e paradis. A, că sunt mici imperfecțiuni, sunt niște dereglări de mecanism care se vor repara, totul va fi bine. E, nu va fi totul bine. În condițiile astea, așa cum arătăm acum... Semnalele sunt proaste, sunt contradictorii, pentru că avem pretenția să fim în continuare crezuți afară, da? Unde avem tot felul de mize de aderare la OCDE, printre altele, și abuzul blând pe care îl facem la noi, aici, în bătătură. Știi, cineva a zis foarte interesant lucrurile astea și îmi cer scuze că nu rețin, am văzut doar fraza și nu-i rețin acum autorul, spunea așa că faptul că nu reacționăm în cazul plagiatului lui Ciucă sau nu se întâmplă nimic administrativ acolo, e o formă de apărare împotriva atacurilor Rusiei, că nu trebuie și așa mai departe. Și persoana respectivă continua foarte bine fraza, zice, nu este o formă de apărare împotriva Rusiei, ci o transformare în Rusia. Absolut. Pentru că numai acolo cineva de tipul ăsta ar avea impunitate pentru că este în grațiile marelui stăpân și că face niște lucruri. Știi despre el toate lucrurile alea, ori nu se întâmplă nimic. Iar societățile democratice nu cred că pot să funcționeze de maniera asta. Adică te uiți și spui, e acolo între ei. Băi, nu e acolo între ei, e aici între noi. Păi gândește că domnul Bode și-a secretizat lucrarea. Tu înțelegi? Hai de că e de râs. Deci ce putea să scrie domnul Bode? Și-a secretizat-o. Da. Încearcă să ajungi la ea dacă poți. Da, trebuie să fie... Eu și, mi-e și greu să-mi închipui o mare, o operă trebuie să fie la domnul Bode. O gândire... Stai un autofault în primul rând, dacă tamă bine atrage atenția. Păi, stai prieten, dacă tot ai făcut un doctorat și ai niște idei sau ai făcut o mică ceva... Nu vrei să vadă lumea de gândire, ce-i de ascuns, frate? Vai, ce șleahtă că nu pot să-i spun altfel. Da. Dar lasă că ne enervăm. Hai mai bine un cântec vesel să cântăm și ceva pe masă să... Hai că tu ești priceput la rime. Ceva pe masă să... Așezăm. Voila. Voila de vezi. Invitata noastră de astăzi urmează acum este Nicole Birta, cunoscută sub numele de Margot, care gătește și filozofează în același timp. Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Bine ați revenit la Vorbitorincii, v-am promis o întâlnire cu totul neașteptată, dar și cu totul altfel decât, cum să zic,
vă gândiți, bănuiesc că asta e ideea, nu? Am prezentat-o pe invitata noastră, am spus așa că este filozof al gastronomiei, nu? Da, bine da. Că n-a fost aici să te audă. Da, dar ce am zis mică... rău? Salut, Nicol Birta! Bun bună. Găsit, bună. Margot. Așa îi se spune, așa o știe toată lumea, Margot. Mm-hmm. Da? Și da. Am prezentare scrisă, dacă îmi permiți, după aia zici tu. Ce... Păi eu n-am multe de zis. Da, spune tu. Uite, aici citesc așa. Așa. Deci, în 2016, Margot a absolvit școala de bucătari din București la examenul de la școala de gastronomie. Pregătește-te, da? Deci, atent. La examenul de la școala de gastronomie. A pregătit un turnuleț de macarons, da? Bănuiesc că despre aia e vorba. Macaron. Macaron. Cu cremă de mascarpone, lămâie și cimbru lămâios, umpluți cu felii de căpșune proaspete și serviți alături de un... Zi tu mai departe cum se numește, că ăsta e culii de căpșune cu limoncello. Da. Corect? Am zis bine? Limoncello e un instrument. Asta. Nu știu unde ați găsit-o. A fost cândva de mult. Cum cândva de mult? A fost acum, cum, recent, 2016. Da. Deci încă o dată, fii atent. Turnuleț de macaron cu cremă de mascarpone, lămâie și cimbru lămâios, umpluți cu felii de căpșune proaspete și serviți alături de un culit de căpșune cu limoncello. Eu cred că am voie cimbru din toată afacerea asta. Nu, că e lămâios. E lămâios. E lămâios. Dacă era tămâios, ce face periculos. Iar în 2017 s-a numărat printre cei 25 de studenți din întreaga lume, selectați în programul de înalte studii despre gust, gastronomie și arta mesei, organizat de Le Cordon Bleu Paris, în parteneriat cu Universitatea din Reims, Champagne, Ardeni. A devenit astfel oficial, înțeleg că așa se cheamă, antropolog al gastronomiei. Asta e mare lucru, da. Eu recunosc că eu n-am forat după date. Bine, tu ești ocilar. Întâlnirea mea cu Nicol a fost rodul unei pure întâmplări de care ea nu știa, afla acum. Am văzut-o la televizor. Într-un reportaj pe care probabil că îl ții minte, la canal de ce căutam eu pe postul ăla de televiziune, o să mă întreb. Știm, așteptai emisiunea cu... Mă, nu, că nu era la ora aia la care era emisiunea cu Boris. Sperai să fie. Speram să fie ora lor. Așa zice emisiunea cu Boris. Este emisiunea cu fetele care... Bravo ai stil. Numită și bravo ai pistil. La aia se uită. Așa. Și butonând, eu ca așa să spune, zapând, am nimerit la canal de și am căzut pe următorul enunț. Și-a amenajat un mic colț de Franță. Și asta m-a curentat. Ca omul care iubește Franța, iubește Paris, m-am zis, hai să văd și eu despre ce e vorba. Și așa am descoperit-o pe Nicol, din pură întâmplare, și văzând ce face ea acolo și văzând că există un repertoar despre care o să o rog să vorbească, și văzând tot reportajul și intrând după aceea pe pagina ei de Facebook, am constatat că ea este franțuzoaică. Asta, încadrarea mea la ea este Margot alias Franța. Da, am și prezentat-o ca Emily in Paris, am zis înainte de a venit-o. Da. Și acum pot să încep, noi am zis destul, dar te rog, explică-mi ce ai făcut acolo. Deci macaron cu, încă o dată... Da, tu ai rămas în da, robia... Păi stai, că trebuie explicat. Aha, okay. Și ce este culie ăla de căpșune? E un sos, drag. E un sos. Iată, păi și ce nu puteai să-i zici sos, scuză-mă. Avec sa sos, cum zic francez. Dar continuați, că mie îmi place discuția dintre voi. Știu, multora le place. Ca să ne asculți. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Chiar mă bucur să fiu aici după ce am urmărit episoadele anterioare din Vorbitorincii. Mulțumesc pentru introducerea generoasă. Mulțumesc. Cătălin, și mulțumesc pentru întâmplarea povestită, Radu. Într-adevăr, e Franța pentru mine, Radu a identificat-o corect, este undeva adânc în suflet și se manifestă așa, se exprimă prin diverse căi. Una dintre ele este gastronomia, care m-a condus, așa cum ai spus tu în introducerea făcută, către Franța în 2017, către Odzici Digu de la Gastronomie des Arts de la Table. A fost o experiență care cumva mi-a schimbat perspectiva interioară și apoi și exterioară, așa. Pentru că a condus cumva la repertoar, la colțișorul de Paris despre care povestea Radu puțin mai devreme și care este studiul meu de creație în care îmi fac proiectele creative.
în mod oficial. În mod neoficial, eu îl consider colțișorul meu de Franța, un fel de Paris versus micul Paris, pentru că este cumva așezat într-o zonă istorică. Uh-huh. Și care îmi permite să evadez așa un pic din... Dar ți-a stâmpărat dorul de Parisul adevărat? Nu prea, nu? Uneori. În ultimii ani am fost cu toții nevoiți să ne stâmpărăm dorul de orice și să stăm acasă. Înainte erau călătorile la Paris erau ceva mai dese și acum sper să le reiau. Mm-hmm. Ok. Haute cuisine. Spune-ne un pic. Cum ai ajuns acolo și ce înseamnă haute cuisine? A fost o călătorie, pentru că a plecat de la bucătăria cea mai simplă. Okay. Și, de fapt, nici măcar de la bucătăria simplă, ci de la dorința de a aduce oameni împreună la masă, de a crea niște momente frumoase. Povestea a început alături de colegii mei din Pro, cu care lucram atunci. Doream să creez niște momente frumoase pentru ei, pentru că ne plictisisem în fiecare zi să comandăm de mâncare la birou, e aceeași rutină pe care oamenii de birou o cunosc foarte bine. Într-o zi mi-am propus să salvez situația și am zis, o să gătesc. Era o singură mică problemă, eu nu știam să gătesc. Da. Asta e surmontabil. Ca om de litere, mi-am zis ce poate să fie atât de greu, iau o carte și fac ce scrie acolo. Și probabil că a fost ori norocul începătorului, ori... cum se zice, așa a fost să fie, dar a ieșit, a ieșit bine și mi-am dorit să repet experiența și a fost, de fapt, doar un început al unei aventuri care s-a întins pe foarte mulți ani după aceea, ca un bulgăre de zăpadă care a tot crescut în timp și care m-a condus către alte și alte povești, către alte rețete, pentru că de fiecare dată când încercam ceva nou, doream să aflu, de fapt, povestea din spatele rețetei, cum s-a născut, cine a inventat-o, de unde vine și să împărtășesc toate lucrurile astea cu oamenii din jur. La un moment dat a apărut și blogul, pentru că eu în esență nu eram bucătar, cel puțin la vremea aceea, eram un povestitor, lucram cu cuvintele, spuneam povești și asta mi-am dorit să fac și prin mâncare. Zi-mi mie povestea asta cu unde rămăsesem, deci cu macarons și cu... Macaron drag. Da. Sul nu se pronunță. Da, lumea știe. Lumea știe, da. Nu știe despre talentul meu lingvistic. Deci, încă o dată, povestește-ne cum e acolo, deci cum e cu turnulețul, de ce trebuia să fie turnuleț. Eu trebuie să stau la chestia asta, nu? Cu diabetul. Da, dar niciun nu mănânc asta, că-s gras. Stau. Da. Acum putem vorbi despre altceva. Da, despre sare. Da. Sare de la mine. Nu, chiar spune. Deci chiar spune-i lui Cătălin, lămurește-l pe el și după aia o să te întreb și eu... Ok, povestește și te întreb eu după aia. Așa. E o poveste pe care am creat-o pentru strict ca temă de examen. Era o perioadă în care mi-am... Deși făceam școala de bucătari, era... tema era bucătăria, am abordat cumva și partea de deserturi, partea de patiserie, care este o meserie separată care este una foarte solicitantă. Mie mi-a plăcut foarte mult bucătăria pentru că mi se pare că este, oferă mai multă libertate și mai mult freestyle, dar în acea perioadă mi-am dorit să încerc să fac eu cu mâna mea acești macaron, care îmi plăceau foarte mult și a fost o perioadă în care am făcut seară de seară macaroni când ajungeam acasă, încercând să ajustez rețetele și să obțin un rezultat. Sunt totuși, foarte pretențioase. Deci nu la congelator, nu? N-ai așa ceva? E un proces foarte laborios și foarte exact. Patiseria e foarte exactă și de asta, spre exemplu, eu nu mi-am ales-o ca meserie. Sunt oameni care fac asta cu foarte mare pasiune. Există... Eu am preferat bucătăria. Dar atunci a fost un moment în care mi-am dorit, din dragoste de Franța, să abordez lucrul ăsta și... Pentru că a fost o aventură de vreo două săptămâni în care am făcut seară de seară și am împărțit prietenilor macaroni. Ce mișto dorit să te cunosc pe tine, da. Să fac asta și la examen. Dar cine i-a inventat pe macaronii ăștia? Sau de unde sunt ei? Care e povestea lor? Sunt mai multe variante, de fapt. Va trebui să caut. Asta am scris despre ei pe blog, dar nu mai țin minte să zic acum. Tăticul actual al macaronului cred că e Pierre Hermé. Da, el are rafturi. În orice caz, un raft am văzut eu la librăria Galignani pe Rue de Rivoli. Este un raft numai cu
rețete de ale lui și cu poveștile lui despre macaron. El are câteva patiserii ale lui, Bonaparte 72. Știam are câteva adrese, dar cine știe adresele bune din Paris. Are colecții pe care le scoate de macaroni. Da. Ce înseamnă colecții de macaroni? Adică ce e ca la haine? Cum... Exact. Da. Arome speciale pentru evenimentul respectiv, pentru sezonul respectiv, da. E o chestie complicată. Dar eu voiam să te întreb, Nicol, cum se spun? Nicol sau Margot? Nicol, Margot, cum simți? Nicol, Margot, ok. Vreau să întreb cât din rețetele pe care le faci sunt ale tale și cât preiei de la alții. Adică ai și tu aportul de rețetă originală? Există întotdeauna, sigur, un potențial creativ atunci când abordăm o rețetă, pentru că de fiecare dată nu este doar rețeta în sine, este și contribuția noastră, magia pe care o aducem cumva prin prezența noastră acolo. Și asta a fost verificată cumva în mai multe rânduri. Sunt oameni care nu cred în lucrul ăsta, sunt oameni care cred mai mult, dar pot să spun că, spre exemplu, aceeași rețetă făcută în aceeași bucătărie cu aceleași ustensile de același bucătar în stări diferite, este diferit. Conduce la rezultate diferite. Asta e verificată pe mine. Aha. Deci pot să vorbesc din experiență. Dincolo de asta, sigur că există un repertoriu, ca să rămână în aceeași sferă semantică, de rețete care... sunt perene, cumva. Ceea ce numim mari clasici. Da, eu am văzut. În literatură. E destul de greu să mai inventăm roata. Așa că, probabil, toate rețetele la care ne mai aducem puțin contribuția sunt doar, ca în muzică, remake-uri. Variațiuni pe acest tema. Da. Auzisem la un moment dat, dar nu știu dacă este fabulație sau adevăr, că la patiserie se studiază și geometrie în spațiu. Acolo lucrurile sunt foarte complexe, dar și în bucătărie câteodată se studiază domenii foarte variate. Un subiect care m-a pasionat pe mine într-un timp era arhitectura platingului. Așa. Pornind de la Golden Ratio, de la spirala lui Fibonacci și felul în care se manifestă armonia, felul în care putem să construim și să găsim armonia în jurul nostru, la un moment dat se manifestă și în farfurie. Farfuria devine un univers în sine de expresie creativă și sigur că nu o să stea nimeni, niciun bucătar nu o să stea acum să calculeze geometric Golden Ratio, dar în momentul în care ajungem să integrăm toate aceste repere estetice, la un moment dat, atunci când este momentul expresiei creative, ele se vor vedea acolo, vor exista ca rezultat. Dar care e Golden Ratio, cum îi spui? Numărul de aur. Da, numărul de aur. Cum arată el în farfurie? Pot să-ți arăt niște poze dacă vrei. Trebuie să-mi dai explicații până la poze ca la radio și încă nu o să ne înțeleagă nimeni. Deci la ce te gândești când faci asta? Mă gândesc la armonie și la echilibru în primul rând. Bine, deci trebuie să ai, de exemplu, cartofi prăjiți cu friptură bănescă, nu? A? Nu. Nu, cartofi prăjiți nu. Dar despre ce vrei să-mi vorbesc, Doamne iartă-mă? Despre varză, despre salată, zi-mi unde să mă sitesc? Nu, nu, unde vrei. Fac mofturi așa, ca să curgă piesa. Ca să traveți murați? Hai, mă. Dar să știi că există, și asta am observat în discuțiile cu mai mulți oameni, există cumva această idee preconcepută că rafinamentul înseamnă doar lucruri scumpe, înseamnă doar foie gras, înseamnă doar caviar petrosian, înseamnă doar, nu știu, șampanie scumpă. Întâlnesc foarte des asocierea asta, dar până la urmă putem găsi la fel de mult sens, spre exemplu, într-o felie de pâine cu unt. Eu la pâine cu unt mă gândeam acum, și jur. Cu țare. Da, 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 baghetă de preferat. Pain au levant, la fel de bine, o pâine artizanală scoasă din coptor, care este lucrată... individual, de mâinile brutarului. Brutarul care trebuie să se trezească pe la 4 dimineața ca să fie deja în funcție la 5:30. Eu încerc să-mi închipui cum gândiți voi, deci în momentul în care așezați farfuria, știi? Adică la ce te gândești tu că astfel încât mie
sau celui care va mânca sau privitorului să, să-i placă. Există niște rețete, niște tipare de gândire, niște lucruri pe care trebuie să le urmăriți, niște reguli, să le spunem așa, sau ține doar de ceea ce crezi tu și simți în momentul ăla? Există mai multe abordări asta, cu siguranță. Fiecare și are viziunea lui, fiecare și are stilul lui. Există, evident, niște reguli de bun simț, ale armoniei, dar cel mai important este ceea ce poți să transmiți dincolo de, de gust. Ok. Bun. Și acum, gust, gust, finețe, finețe, numărul de aur. Da. Tu, din colțul tău parizian, în care te simți atât de bine, ai visat vreodată să ai restaurantul tău, domnul Restu? Nu, deloc? Nu. Păi de ce? Eu sunt un om al poveștilor, nu al business-ului. Ok, da, dar nu se exclud. Stai puțin. Păi nu, da, te poți asocia cu cineva. Niciodată. Nu ți-a dat în cap. Pentru că acolo ce văd eu pe, pe blogul tău e o mare dezlănțuire și de talent de povestitor și da, de, asta a fost și de rețete. De acum câțiva ani. Okay. Între timp, cumva, interesul meu a migrat mai mult către filozofia gustului, către descoperirea gustului, prin perspectiva asta a filozofiei, așa felul în care putem să creăm, putem să găsim sens prin gust. Și ce înseamnă filozofia? Și cumva, chiar mă miram că a existat așa o buclă care s-a închis, pentru că blogul a plecat exact de la ideea asta de a aduce oamenii împreună și de a crea momente pline de sens prin gust. Era un lucru pe care am încercat să-l fac de-a lungul anilor, dar despre care nu știam că există și nu știam că așa se cheamă, până în momentul în care am ajuns în Franța. Na. Și am întâlnit un filozof al gustului și mi-am zis, wow, ce tare! Ce face un filozof al gustului? Adică... Când o să... Mă fac mare, asta vreau să mă fac. Așa, așa, așa. Păi, filozofează despre gust. Cum, ce e asta, da. Eu am înțeles există că... Există o filozofie a lucrurilor mari. Întotdeauna filozofii s-au întrebat și au pus întrebări grele. Ce este viața? Care este destinul nostru? Ce căutăm pe acest pământ? Ce este binele? Ce este răul? Și există și o filozofie a lucrurilor mici, care, deși sunt mici, nu sunt mai puțin importante decât, decât celelalte. Și filozofia gustului poate că face parte din aceste lucruri mici, pentru mine e un lucru mare, dar e cumva încapsulată în aceste lucruri mici, în aceste clipe care aduc oamenii împreună, în jurul mesei, și care le dau de fapt sens. Da, tu ai niște noțiuni care revin în poveștile tale, în articolele tale. Și una este convivialitate. Și tu faci și mica etimologie necesară, da? Convivere, a trăi împreună. Care e miza convivialității în ce facem noi în viața noastră de zi cu zi? Cât suntem de amputați fără ea? Că, înțeleg, convivialitatea e un lucru care te rotunjește, te împlinește la figurat, sper. Dar ce facem atunci când nu avem organul ăsta al convivialității? Atunci când ne place să fim pe cont propriu, atunci când mâncăm singuri, ce ratăm? Cum ai spus și tu, convivialitatea de la convivere, a trăi și a mânca împreună. E o noțiune care a existat cumva de la începutul lumii, atunci de când oamenii s-au hotărât să trăiască și să mănânce împreună. Sigur că lucrul ăsta exista cumva ca obicei din considerente de supraviețuire. Oamenii locuiau împreună, mâncau împreună, pentru că aveau acest scop al supraviețuirii. Dar a existat în această istorie un anumit moment în care oamenii nu s-au mai adunat doar așa ca să supraviețuiască în triburi, ci s-au adunat pentru că au constatat că le făcea bine. Că le dădea o stare de bine să fie împreună și să mănânce împreună. A fost momentul declanșator al convivialității. Convivialitatea, cum spuneai tu, cum evocai tu mai devreme, nu poate să existe de una singură, la fel cum omul nu poate exista de unul singur. Este cumva înscrisă genetica lui, să fie împreună cu ceilalți. Deci, genetic, pregătiți-vă că ceva mai încolo am eu istoria genetică a poporului român, trebuie să vă zic. Deci avem genetic înscris să mâncăm împreună, să împărtășim, să împărțim. Exact, este mâncare. Vorba de împărtășire, de partajare. Convivialitatea înseamnă
să împărtășești cu ceilalți. Asta e foarte interesant. Că și în geniile, Margo? Ce facem cu ele? Bă, sigur, sunt puține. Nu știu, nu pot să vorbesc. N-ai întâlnit, ok. Dar să știi că mie mi se întâmplă să mănânc singur de multe ori. E suspect, da. Da, da, mă duc acolo în lumea mea. Da, da, sunt. Cred că sunt relații diferite, de fapt. Sigur că poți să ai satisfacție, plăcere, bucurie atunci când te bucuri de, cu adevărat de o masă pe care nu împărtășești cu nimeni, de care te bucuri pur și simplu singur. Poate să fie pur și simplu o stare în care ești tu în echilibru cu tine. Nu este nimic rău în asta. Am citit dar că sensul vine atunci când suntem împreună cu ceilalți. Am citit că atunci când erai la cursuri în facultate, ați avut parte de o experiență în care, mă rog, v-ați transformat din studenți în invitați, să zic așa. Ați avut o cină de ev mediu? Au fost mult mai multe experiențe, pentru că, de fapt, cursurile teoretice pe care le aveam erau completate de practic. Ceea ce ei numeau mese educaționale. Workshop-uri, training-uri și tot felul de experiențe vedem. Care au fost create special pentru studenții de la OZT Digu. Și într-adevăr, una dintre experiențe care a fost una dintre primele experiențe, cred că a fost așa? Prima sau a doua pe care am avut-o, a fost într-adevăr în completarea cursului de gastronomie medievală, o cină medievală recreată special pentru noi așa. În acea seară. Ce în care punea medievalul pe masă așa? Medievalul de clasă mijlocie, upper middle class. Îți dai seama că era vorba de familiile de nobili, deci noi pentru seară eram nobili pentru că doar ei aveau acces la anumite condimente sau la carne. Era vorba și despre bunele maniere, dar și despre felul de a servi masa. Spre exemplu, preparatele pe care le aveam ne erau servite pe o felie de pâine mare, pentru că nu existau farfurii. A fost o experiență senzorială, pentru că a fost invitat să mâncăm cu mâna. Desigur, erau niște oameni care treceau prin jurul nostru cu un bol, cu apă și petale de flori pentru a ne spăla pe mâini înainte de masă, așa era obiceiul. Și a fost o experiență foarte interesantă, mai ales pentru colegii străini, care pentru prima dată, sau în orice caz foarte rar, au avut această experiență de a mânca cu mâna. Și ce? Carne? Li s-a părut prepeliță. Prepeliță? Da. N-am mâncat prepeliță, cum e? E foarte bună, mie îmi place. Foarte bună, da? Ok, deci prepeliță și îți punea pe picioruș de prepeliță pe pâine sau cum? Da, poți să citești totul pe blog. Da. Supă să nu fie, că e mai greu. Era mai greu de mâncat, da. Au fost foarte multe experiențe. Una dintre ele a fost, spre exemplu, vizita de noapte la Piața Rungis, care este situată lângă Paris și este cea mai mare piață de produse proaspete din lume, unde am avut o vizită de noapte, pentru că acolo cumpărăturile se fac pe timp de noapte, ele trebuie să ajungă la restaurante cât mai devreme, care încep dimineața. Și în timp, șefii de la restaurante au dezvoltat relații cu producătorii de acolo. Există și cazuri în care pur și simplu sună și le trimit, le încarcă marfa și le trimit. Sunt restaurantele pariziene. Dar piața aia, scuză-mă, e deschisă și ziua, bănuiesc. E deschisă și ziua, dar oamenii își fac cumpărăturile noaptea pentru că ei încep foarte devreme și sunt, inclusiv restaurantele Michelin își fac cumpărăturile de acolo. Piața fiind atât de mare încât, ca să vă faceți o idee, am călătorit cu autocarul de la un raion la altul, de la brânză la carne, la târgul de la Frankfurt. Târgul de carte de la Frankfurt. Am înțeles. Și a fost o călătorie ghidată de un profesor de geografie de la Sorbona care ne-a spus istoria pieței și am trecut să explorăm fiecare raion în parte și să vedem ingredientele. Ce brânză ți-a rămas în minte așa? Francezii au această glumă că există, e foarte greu să conduci un popor care are 362 de gol. Da. Nu e niciuna care îți place? Noi avem aici niște brânză de năsal. N-ai vrut să mănânci, serios. S-a mâncat jumătate de pachet până foarte acum. Foarte bine. Extraordinară. Năsală îi zice, nu? Cred că năsală îi zice, da. E făcută în peșteră ca în Franța. Excelent. Deci, domnule, este-ți plouă în gură, serios. Da. Te fac să mănânci până când termin. Da. Asta te fac să mănânci. Bine. Știu că n-ai voie. Deci nu, uite, mie asta mi-a rămas în cap. Ție ce ți-a rămas în cap? Nenumărate. Nenumărate? Nu, la mine a fost
recunoaștere foarte mare atunci când am ajuns în Franța. Nu era ca și cum am dus într-un loc străin sau într-o țară străină, a fost ca și cum m-aș fi întors acasă. Recunoșteam locurile alea, era ca și cum mai fusesem pe acolo. Am încercat să-mi dau seama dacă pur și simplu a fost o conexiune pe care am simțit-o de dinainte să ajung fizic acolo sau poate a fost o imagine pe care mi-am format-o de-a lungul timpului din cărți, din poveștile citite, din studiul limbii franceze. Cert este că a existat. Okay. M-am simțit ca la mine acasă. Ai avut treabă și cu restaurantele Michelin? Da, important. Povestește-ne. În treburile tale pe acolo? Din când în când. Din când în când. Nu, nu ca client, dacă ai gătit în așa ceva. Nu. Niciodată. Că există școli de haute cuisine care își duc. Nu, școala pe care am făcut-o eu n-a fost despre gătit, n-a fost despre tehnici culinare, n-a fost despre rețete. A fost un program în care studiam gastronomia din perspectivă 360 de grade, deci din toate perspectivele posibile. Și la stele Michelin ai mâncat? Te duceau cu școala, mă înțelegi ce studenții au unii, frate, te dore cap. Să știi că asta a fost primul feedback pe care l-am primit din România când le-am spus că este foarte greu și era foarte greu. Da. Lumea îmi spunea, ce poate să fie atât de greu? Mănânci bine și bei șampanie scumpă. Da. Nu, era foarte greu pentru că toate aceste mese educaționale erau făcute ca obiect de studiu, nu erau doar ca să ne simțim bine acolo. Și trebuiau făcute comparații care solicitau foarte mult atenția și trebuia să te concentrezi și cel puțin programul din partea de Reims, din Champagne, a fost foarte complex. La MUM, spre exemplu, am avut ca obiect de studiu în cina gastronomică, în prânzul gastronomic pe care l-am avut acolo, educațional, am studiat același tip de șampanie turnat în pahare diferite, asociat cu preparate diferite și servit la diferite grade de temperatură și a trebuit să observăm de fiecare dată cum se schimbau caracteristicile în funcție de... Și cum să schimbă așa la modul general? Deci bănuiesc că vă dădeau din ce în ce mai caldă sau din ce în ce mai rece? Cum să făcea? Sau n-avea importanță? Erau pur și simplu factori diferiți. Ok. Și trebuia să facem comparație. Și schimbă gustul? Trebuia să observăm, da, schimbările pe care le... Povestești tu la un moment dat despre o echipă de, nici nu știu cum să le zic, dar hai să le zicem, specialiști. Oameni de știință care au studiat prima bulă de șampanie. Exact, care au studiat prima bulă de șampanie cu tehnologie, cu infraroșu, nu? Da, m-a impresionat foarte tare munca acelei echipe. Nu știu ce au mai descoperit între timp, dar a fost un curs foarte solicitant pentru un om care vine din partea de uman și nu... Nu este neapărat un om care înțelege știința. A fost foarte solicitant, dar mi-a plăcut foarte mult perseverența acelei echipe care a studiat temenic toate lucrurile astea timp de 5 ani de zile, până când au reușit să demonstreze ceea ce ei știau deja. Nu aveau suportul tehnic care să-i ajute. Ce căutau să demonstreze? Nu mai... Cum se formează? Căutau să surprindă, de fapt, acel moment în care se formează prima bulă de șampanie. Și nu aveau suportul tehnic. Nu exista camera care să-i ajute. Da. Și au găsit, bă, uite bula. Cumva teoria o aveau, dar trebuia să fie și demonstrată. Șampanie, vorbeai de asociere. Deci prima sau cea mai potrivită sau cea care ți-a plăcut ție, hai că asta e, asocierea cea mai plăcută ție a șampaniei este cu? Cu o viață frumoasă. Voilà. Eu știu că m-a învățat Nicolae Tand, eram la Milano, eu tot povestesc asta, la ora 8 dimineața am coborât în hotel cu Nicolae și Nicolae zice, bage, no, ăștia au șampanie, nu era șampanie, era prosecco, că eram la Milano, zice, bage, ăștia au prosecco aici, nici n-am intrat în restaurant. Zice, nu trebuie să știi cum e viața, așa e la ăștia. Zice, hai să căutăm prosecco. Într-adevăr avea. La ora 8 dimineața s-a auzit poc-poc în restaurant de două ori, că na, eram 5 bărbați totuși și 2 doamne, deci au trebuit 2 sticle. Și asta s-a numit viață bună sâmbătă la ora 8 dimineața și zice, bage numai cât să simți un pic în stomac, că pleci. Pansament. Da, că altfel se simte viața. Dar cu mâncare, șampanie cu... Mâncare cu ceva anume, adică dacă ai face repede o asociere? Șampania
din punctul meu de vedere, se asociază foarte bine cu absolut orice. Ok, perfect. Deci, ce veste bună. Sigur, fasole, există... fasole cu ciolan. Există... Nu? Există asocieri clasice, dar dincolo de asta există, după cum spuneam mai devreme, și... Așa. Sunt bine, da? Da, da, ești bine, bine. Te mai chem eu la microfon când dispar din fața lui, da? Da, există asocieri clasice în gastronomie cu șampania, dar dincolo de asta există un inefabil al șampaniei. Care face ca ea să fie potrivită pentru, nu doar pentru momentele de sărbătoare. Asta a fost unul dintre primele lucruri pe care le-am învățat în șampanie, pentru că, în general, oamenii sunt obișnuiți sau sunt învățați să asocieze șampania cu ceva deosebit, să păstreze șampania pentru momentele alea bune, pentru... și pentru francezi sau pentru francezii din șampanie care au intrat în contact cu noi și care ne-au învățat despre șampanie, există acest crez că șampania este, nu e bine să fie păstrată doar pentru zilele speciale, pentru momentele speciale, pentru că fiecare zi e specială, pentru că fiecare zi are momente speciale care merită sărbătorite. Și dincolo de asta e plină de înțelesuri. Ok. Există, din punctul tău de vedere, erezii gastronomice? Adică nu mănânci niciodată nu știu ce cu nu știu ce. Cu nu știu ce. Da? Sau nu bei. Te învață la când asta, când se slăbești, că să nu mănânci carne cu brânză, că nu știu cum. Dar eu nu de asta întreb. Vreau să slăbesc. Întreb dacă există noțiunea asta în Franța, mai ales Franța fiind țara gătitului. Există erezii? Există... Am citisem o glumă în timpul pandemiei. Era la un moment dat cineva care întreba, mai există restricții în Franța? Și cineva care răspundea, da, tot n-ai voie să pui apă în vin. Așa, ok. Un Nicolo de asta care e clasică. Da. Da, dar altfel, combinații disarmonice de mâncare cu băutură, avem așa ceva? Sigur, ei sunt foarte tipicari atunci când vine vorba de mâncare și... Nu te-ar ierta. Da, nu dacă vine... ai bea Pepsi la foie gras. Spun eu ce, că pe mine mă urmărește de când eram eu mic și am fost odată la Suceava, fraii mei, m-au lăsat acolo, trebuia să mă întâlnesc cu unii și m-au lăsat într-o unitate militară. Și îți spun eu care este cel mai disarmonios lucru cu putință pe care am putut să-l văd de atunci, nu-l uit și în continuare nu cred că se poate. Dar dacă voi sunteți aici expert, să-mi spuneți da sau nu. Eu nu sunt expert. Păi, ești expert în mâncare, da, și tu care ai două școli de asta. Deci pește cu varză, nene. Aha. Ai cum, l-am văzut în fața mea, l-am văzut pus în farfurie, deci pește și cu varză. Dacă voi reușiți să împăcați mâncărurile astea, vă dau un premiu. Deci nu cred că există ceva mai nepotrivit. Pește, varză, pește, varză. Este un pește lângă varză. Fiind o unitate militară, poți să presupui o doză de sadism din partea cuiva. Anul să fi fost 1988-1989. De asta spun. Atunci se făceau și experimente pe ființele omenești. Asta se găsea. Da. Mama, mare lucru că s-a găsit pește. Asta mă gândesc. Și avem niște pește, lângă ce-l punem. Șeful, nu mai avem nimic. Rămas doar varza aia pe care o facem, varză. Ok. Mă întorc. Tu vrei să mă duci la unități militare, eu vreau să fug de armată. Nu, am dat disarmonie. Mă întorc la convivialitate și tu mai ai acolo un termen pe care l-am văzut și te-aș ruga să ni-l explici, comensalitate? Care e din aceeași sferă semantică și e cumva mai cunoscut decât convivialitate. Am constatat acest lucru după ce m-am întors din Franța, pentru că vorbeam despre convivialitate cu o naturalețe care mie mi-era... care mie mi se părea normală, dar oamenii din jur mă opreau atunci când aveam o conversație și mă întrebau, stai puțin, ce e aia convivialitate? Ce e aia? Și atunci începeam să povestesc despre ea și mă bucuram că exista un interes în sensul ăsta. Comensalitatea, sigur că e mai ușor de explicat. Deci că în dicționar nu e. Nu e. Să știi că a fost cineva la cursul de filozofie a gustului care a doua zi s-a dus să caute la dicționar și n-a făcut lucrul ăsta. Mi-a scris un mesaj și m-a întrebat, dar noi chiar atât de sărași suntem din punct de vedere lingvistic, de ce nu avem acest termen? Și poate îl introducem prin uzanță.
Da, 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 da. Păi, de obicei așa se întâmplă. Îl folosim de 100 de ori, de 300 de ori și la un moment dat... Deci a se nota. Da. Deci convivialitate vine de la vorbitorince, da? Ei, nu chiar, n-am așteptat de semeți. Trebuie să ne asumăm și noi din când în când câte ceva. Păi, da, convivii există de milenii. Da, da, convivii. Dar nu ca la noi. Nu ca la noi, e altfel. Așa. Și acum... Dificultatea cu el este de fapt că nu poate fi tradus întru totul în română. Noi putem să-l preluăm ca atare de la convivialitate, putem să-i zicem convivialitate, dar e o întreagă pleiadă de explicații în jurul lui, pentru că, de fapt, convivialitate nu se referă doar la a aduce oameni la masă în jurul mesei. Are, într-adevăr, aceste elemente care sunt tangibile, oamenii, mâncarea, vinul, aranjarea mesei. Și pe urmă inefabil de care vorbeai. Există și spirit, o serie de elemente intangibile, da. Exact, care înseamnă compania, conversația, atmosfera care se creează în jur atunci când oamenii se adună la masă. Sunt lucruri care nu pot fi cuantificate, nu sunt lucruri materiale, dar care sunt acolo, se simt și sunt cele care lasă, de fapt, urme. Eu astăvară am fost pe malul Senei cu niște prieteni, am fost foarte convivial, mai ales că au fost vreo 2-3 sticle de vin. Bine, eram și noi mai mulți. Așa cum se face. Da, cum se face. Și cu două panere din astea, coșulețe, cu brânzică și ce mai pune francezul acolo, Margot știe mai bine. S-au găsit de toate. Și mai erau și oamenii aia de pe Sena care ne făceau din mână. Nouă parizienilor. Din batouri. Da, turiștii. Da, da. Turiștii către ceilalți. I-ai privit cu îngăduințe. Da, da. Și am fost și eu ca voi când... Da, da, exact. Nu, eu nu... Ba da, o singură dată am fost cu vaporașul. Mie asta, cursele cu vaporașe, mi se par cea mai mare, cum îi ziceam, cursă turistică, nu? Turist trap. Capcana. Da, capcana. Da, da, capcana vreau să zic. Ce mai... Eu am căzut în curse de astea de mult. Au și o parte foarte bună, sigur că sunt un clișeu turistic, dar, spre exemplu, dacă ești pasionat de fotografie, sunt anumite unghiuri pe care nu le poți avea asupra Parisului decât din Bateau. Da, 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 da. Odată am mers la Paris, bine, la Londra am mers de mai multe ori, dar am o relație mai bună cu Londra și acolo înțeleg exact despre ce e vorba. Și bucătăria englezească sunt lucruri diferite. Da, așa, absolut. Sunt mulți oameni care mă întreabă: Londra cum ți s-a părut? Da, ți s-a părut mai frumoasă decât Parisul sau mai puțin frumoasă? Sunt mere și pere. Nu, de bucătăria lor vorbim. De să știi că dacă scoți etnicul de acolo din bucătăria lor, îți rămâne plăcinta. Să știi că am mâncat extraordinar în Anglia la niște restaurante. La niște libanezi, da. Așa, la libanezi. Mulțumesc. Și la niște italieni. Așa, da. Știi prietenul meu din Italia care a venit și până la urmă am mers cu el la Pizza Hut uitându-se la restaurantele englezești, spunea: nu mâncăm aici, nu mâncăm aici. Păi zi, unde mâncăm? La Pizza Hut. Și zic: mă, cum să vin dita mai Londra, care are totuși restaurantele tuturor culturilor lumii. Da. Și zice: nu, că ăștia sunt singurii care gătesc cel mai aproape de bucătăria italiană. Bravo! Okay. Bun. Tu scrii sute de articole acolo, deci numai eu am citit nu știu câte din tot mozaicul. Mulțumesc! Da. Nu le adun odată într-o carte? Este unul dintre planuri. Așa. Atunci când va exista timpul potrivit pentru ele. Păi, și de ce n-a existat încă timpul? Pentru că alergăm zi de zi. Okay. Mm-hmm. Tu cu ce alergi? Sau pentru ce alergi? Chiar. Pentru repertoar. Ce faci acolo? Pentru mai multe. Okay. Mai multe direcții, nu doar pentru repertoar. Ce mi se pare important atunci când alergăm zi de zi este ca la sfârșitul zilei, atunci când rămânem noi cu noi și Cătălin mănâncă singur, da, când punem capul pe pernă, să fim în echilibru cu noi înșine, să fim mulțumiți de ce am făcut în ziua respectivă și să nu uităm să ne bucurăm de viață, pentru că în toată alergătura asta, dintr-un loc în altul, dintr-o direcție în alta, este foarte, foarte ușor să ne pierdem și să ne amintim întotdeauna că există lucruri de care putem să ne mirăm pe lume. Dacă nu avem timp sau dacă uităm să ne mirăm că există un apus și un răsărit, că există un soare care apune și răsare cu aceeași regularitate, indiferent de ce se întâmplă pe pământ, măcar să ne amintim să ne bucurăm de viață alături de oamenii din jur. Știi, să ne strângem, Margot, la masă. Multă lume o să ne întrebe unde te găsește sau dacă poți găti sau dacă proiectele tale implică și gătit pentru ori și cine, persoane care vor să te cunoască, vor să vadă ce faci sau cum faci, trebuie să le explicăm oamenilor chestiunea asta.
Nu, eu nu gătesc. Nu gătesc într-un restaurant. Nu, asta mi-am dorit. Mi-am dorit să explorez gustul cât mai mult în zona filozofică și antropologică, să găsesc înțelesurile prin care pot să, prin care gustul poate să ne facă viața mai bogată și mai frumoasă, și modalitățile practice prin care putem să facem lucrul ăsta. În esență, mi-am dorit foarte mult să studiez gustul și să explorez gustul ca să aduc oamenii împreună. Pentru că sensul de acolo vine, de fapt, indiferent de, până la urmă, de ce punem pe masă, indiferent de cum îl povestim, important este sensul care se degajă de acolo și conexiunea care se creează între oameni. Prin urmare, și oamenii, dacă vin la repertoar, pentru ce vin? La repertoar se întâmplă lucruri foarte frumoase. Vin fix așa, pentru această conexiune. În partea de cursuri, spre exemplu, acolo povestesc câte ceva mai mult decât ce v-am povestit vouă astăzi. La partea de degustări care sunt gândite cumva ca o, fiecare ca o experiență a gustului, ca o călătorie, ca o evadare într-un alt spațiu, câteodată și într-un alt timp, pe care degustările sunt organizate împreună cu colega și prietena mea, Roxana Nicolaescu, care este somelier, ea se ocupă de partea de selecția vinurilor și eu mă ocup de asocierile gustative. Și doar Franța? Dar nu, am avut... O seară extraordinară de mâncare olandeză, pe mine aia m-a fascinat. Există mâncare olandeză? Cum? Există, știu, pentru dacă că îi pune sos. Există limba neerlandeză, există și mâncare. Da, este ceva dincolo, lasă că ai zis tu de Anglia. Este, Olanda este specială. Am mâncat odată acolo, de asta zic. Am mâncat de mai multe ori, că am stat mai multe zile. Este ceva, nu știu, ați testat? Eu da, odată, da. N-am impresie, nici așa, nici așa. Este ceva spre înfiorător. Da. Ai avut ghinion, cred. Nu, că uite să-ți spună. Deci, bază, carne, cartofi și un sos dulce. Așa, și ce-i rău? Sos dulce? Bine, sos dulce pentru mine e... Da, uite, e interzis, dar... Întreabă pe Margot. Deci, există multe popoare care pun dulce lângă carne. Păi, da. De acord? Americanii, în primul rând. Da, de acord, da? Acum, trebuie să explic ceva, pentru că ai spus ceva și mai devreme, apropo de povestea ta cu ce era pește și carne. Pește și varză. Tot la școală am învățat una dintre echipele de cercetători care studiau gustul din punct de vedere neurofiziologic. Ne-au demonstrat, mi s-a vorbit despre faptul că, de fapt, gustul este... cumva modelat genetic. Noi ne naștem cu anumite preferințe și cu anumite sensibilități. Adică nu suportăm anumite lucruri genetic și altele ne plac? Dar mai mult decât atât, poți să detectezi anumite gusturi, anumite nuanțe, mai mult sau mai puțin decât ceilalți, în funcție de fondul genetic. Deci tu poți să guști din acel pește cu varză și să ți se pară absolut oribil. Altcineva poate să guste din acel pește cu varză și să îi se pară absolut comestibil. Altcineva poate chiar să guste acel gust, nu știm. Tu zici că e o chestiune și genetică, nu neapărat culturală, că eu mă gândesc și, mă rog, cum ești crescut. E o combinație de factori, da? Dar există o sensibilitate la gusturi și determinată genetic. Ok. Și asta cultural, pentru că știu că tu ai studiat și psihologia formării gustului la copii, da? Sau formarea gustului la copii. Aici cum se întâmplă lucrurile? E adevărat că ceea ce ne pun mamele noastre în față ne însoțește toată viața așa, ca determinarea asupra gusturilor noastre în viață? E foarte important expunerea la gusturi diferite și expunerea repetată, pentru că prima tendință a copilului este să refuze un gust nou, mai ales. Dar prin expunere repetată ajunge să-l accepte sau ajunge chiar să-i placă. Deci de asta este foarte importantă expunerea repetată la gusturi cât mai diverse. Și vedem câteodată adulți, spre exemplu, oameni în toată firea, care refuză să mănânce anumite lucruri sau... care au un repertoriu de gusturi foarte limitat
și ne dăm seama că sunt copii care au fost expuși mai puțin la o paletă largă de gusturi. Dar mie mi se pare că dacă îi dai, dacă îl înveți să, să cotorbăiască prin diverse gusturi, de exemplu să bea lapte, așa. Mă abțin, să nu devin injurios. Așa. El nu bea lapte. Eu nu bea lapte. Dar mănâncă brânză. Da, 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 da. Poți să cunoști mai multe dimensiuni ale lumii. Știi? Mă ajung astea, da? Pe care le cunosc acum. Da, da, da. Să știi că există. Sacrificiul e mult prea mare, să știi. Da. Adică, am mâncat brocoli, am mâncat avocat, am mâncat baby spinach, am mâncat rucola. Și am făcut toate concesiile gastronomice, deci, pe care înțelegem, le puteam concepe, dar lapte. Cu excepția brocolii, care este, sunt exact precum Newman din Seinfeld, să zic, legumătii călbasă, așa, așa, da, care este clar de respins, nu e așa? Să-mi spui că mănânci brocoli. Mănâncă, uite. Mănânci brocoli? Bine, eu am un principiu, încerc orice. Și apoi deci dacă îmi place asta sau nu. Și noi am. Și e un disc al ăla în Parsons Project. Try anything once, așa. Da, exact. Să nu spui că ai tu o rețetă cu brocoli de să dă lumea să învârtește. Să spunem că nu este chiar acolo în topul preferințelor. Nu e în top 1000. Deci cu excepția brocoli, da, restul pe care l-ai numit sunt absolutamente geniale. Că atunci când mergem noi la Unicovero. Da, cer spanac, că n-am încotro. Nu, da, pizza aia cu rucola. Și aia cu rucola. Fără rucola, nu. Senza. Deci aia, pizza aia cu rucola este fiecare cu gustul genială. Lui. Până la lapte. Deci e o scenă în columna. Sunt daci, nu mai știu, cu Ciubotărașul, care e marele înțelept al dacilor. Vorbește, e bea turtă și vorbește cu căpetenia romană. La fel de beată. Da. Și romanul îi spune, o să facem drumuri. Da. Stai, o să era facem... Uniunea Europeană. Da, exact. O să facem băi. Da. Da. O să vă facem nu știu ce. Da. Da. O să facem apeducte. Da. Și la un moment dat, Ciubotărașul zice, apeducte nu. Așa. Așa și eu cu laptele. Până aici. Jusqu'ici. Da? Deci fără lapte. În rest, am înțeles. Accept orice. Și asta cu insectele, marea dezbatere cu insectele? Asta nu știu, am prieten care mănâncă tot felul de lucruri crocante și care încă nu mai dau din picioare. Foarte bună, furnicuță foarte bună, Asia. Da. Uite-le aia să strâmbă, în sfârșit să strâmbă la ceva. L-ai zis cu o dată... Ce cum o vreți? Cum să fie, făcut în sânge, nu? Da. Deci cum e? Ce? Astea nu-ți plac. La filozofia gustului insectelor n-am ajuns încă. Păi, iată, capitol separat. Capitol de master, de continuare. Margot, nu ne-ai zis, vezi că am rămas în urmă cu o întrebare la care n-ai răspuns. Deci, scuze. Cu restaurantele Michelin, te întrebase Radu. S-a trecut pe la restaurante Michelin? S-a trecut ca client, probabil. Ca client, ca analist, ca... Ai fost? Ai fost? Da, dar nu înțeleg întrebarea. Întrebarea este, dacă ai fost, ce anume ți-a plăcut? Trebuie să ne povestești. Nu, și poate care e diferența dintre un restaurant Michelin și un restaurant... Wannabe. Bun. Bun. Bun, nu service continuu, că le-am înțeles că sunt mai pentru turiștii flămânzi, ci un restaurant ok, da? Care face pauză de la 3 la 6 sau la 7. Da, da, da. Bun, da? Acolo unde mai trimis-o la... Ce-ți face un restaurant Michelin? Prin ce se deosebește de restaurantele doar bune sau doar foarte bune? Acum, eu n-aș vrea să le pun în opoziție, pentru că sunt experiențe care sunt absolut fabuloase și care sunt... pot avea loc într-un restaurant, chiar într-o... Mă aminteai de Italia mai devreme, am avut experiențe absolut fabuloase la niște... Bombe. Bombițe. Da. În care simplitatea gustului și a momentului a făcut ca acea experiență să fie absolut memorabilă și au fost experiențele de la restaurante cotate ca fiind bune sau restaurante... cu stele Michelin, unde, sigur, scopul tocmai ăsta era să-ți ofere o experiență de neuitat. Nu, asta este și formularea care există în ghid. Restaurante pentru care merită să faci un ocol. Acolo, sigur, ele pentru asta au fost făcute. Ăsta este scopul lor, să ofere o experiență completă, o experiență memorabilă de neuitat. Dar
Ceea ce încerc să le explic oamenilor este că nu e neapărat nevoie de experiențe considerate sau încadrate la categoria de lux pentru ca o experiență să fie memorabilă. Poate să fie la fel de bine ancorată afectiv, într-un moment în care pentru noi a fost special și atunci îl ținem, rămâne acolo în memoria afectivă, indiferent de complexitatea gustului. De la Proust încoace știm cum e cu Madlena și știm ce amintiri ne poate declanșa gustul la modul foarte natural în momentul în care el este legat afectiv de un anumit moment care a contat pentru noi. Da, îs de acord cu tine, mai ales că scumpe. Pentru că am văzut o dată la televizor, este un serial la Netflix, l-ați văzut, Chef's Table, da. Și începe care acolo cu un mare maestru care lucrează în Italia și care a schimbat formula la tortellini, cred că erau, da? Că ea să mănâncă mulți, că așa a dat Dumnezeu să mănânci mulți, că ai bucuria la paste. Și omul a zis, dacă mâncați mulți, nu vă bucurați de gustul fiecărui tortelin din ăsta. Și atunci el are un dish, cum se spune astăzi, deci are un fel de mâncare pe care puneți că ți-l vinde apreciabil, care are 6 din ăștia. 6, înțelegi? 6. Da. 6 și a zis, dacă luați fiecare unul câte unul, zice, este absolut genial, o să vedeți gustul. Și eu am zis, prietene, da, dar la 30 și ceva de euro, 40 farfuria cu 6 tortelini, trebuie să fie un gust absolut magnific, jur. Da, tu trebuie să te gândești că acel dish unic la care tu te-ai gândit acum este parte dintr-o serie întreagă de dish-uri care aduc gusturi diferite împreună și la sfârșitul serii vei avea o experiență completă. Nu trebuie să te gândești că vei primi doar acei 6. Da, dar știu că nu. Am fost aici la restaurant, am mâncat 17 feluri, am povestit. Meniu de gustație. Da. Și pe aia am mai fost într-un loc care are doar 7 feluri. Acum pot să fac comparație. Bun, Margot, dar e posibil ca o masă care nu e mediocră, e ok să fie supraevaluată de cel care se bucură de ea pentru că vine cu un bagaj afectiv foarte bun. Absolut. Da? Există absolut. Posibilitatea. Componenta emoțională e foarte importantă. Atât de importantă încât să-ți schimbe valoarea? Nu neapărat, n-aș spune neapărat supraevaluată. Pentru că ar presupune un criteriu de obiectivitate absolută. Așa. Ce înseamnă că a fost supraevaluată? Dacă pentru el a contat și i-a oferit o experiență de neuitat, asta înseamnă că a evaluat-o corect. Bine. În funcție de percepția pe care a avut-o, de trăirea personală. Ok. Și acolo ne-am simțit bine. Da. Ce este orecheata sau orechete? Ai văzut povestea din Bari, nu? Nu mai rețin dacă era din Bari, știu că era din Italia, unde o doamnă mai în vârstă te-a învățat cu toată dragostea să faci niște paste în formă de ureche. Sunt pastele tradiționale din sudul Italiei, care se cheamă orechete pentru că au formă de ureche. Și există acolo în Bari o stradă pe care doamnele care locuiesc acolo fac paste. Asta fac ele cât e ziua de lungă, cu asta se ocupă. Este o tradiție care a fost transmisă din generație în generație în familiile lor. Stau și fac paste cu naturalețea cu care noi bem cafea. Și a fost unul dintre locurile în care mi-am dorit să ajung atunci când am aterizat în Bari. Era o seară la prima terasă după zbor și ospătarul care era acolo, pentru că l-am întrebat ce era de văzut în jur, mi-a spus, nu ai vrea să mergi să vezi cum se fac pastele artizanale? Era pe lista mea, deci s-a legat foarte bine și am ajuns la Anunția, așa o chema pe italiancă, împreună cu Nona Franca, cu bunica, care făcea paste de la 17 ani, la momentul respectiv avea vreo 80 și ceva, nu știu dacă astăzi mai face paste. Sperăm că este bine și sănătoasă, dar ea a fost cea care, da, m-a învățat și pe mine să fac paste. Avea o naturalețe de a face paste, se uita la Berlusconi, era un televizor aprins undeva acolo și făcea paste cu o mișcare din cuțit, dar o mișcare care devenise deja automatism, adică ea se uita la televizor și întorcea pastele. Da, e o amintire foarte frumoasă.
Este și a fost procida ceva asemănător. Cumva, absolut, apropo de conexiunea asta care se creează foarte rapid între oameni, în prima zi am fost la, avea un home restaurant, un restaurant de casă în care te duceai și mâncai ca la restaurant, dar la ei acasă. După aceea am învățat să fac paste demonstrativ. A treia zi, când am ajuns în pragul casei, am salutat-o, erau cu toții, toată familia era în jurul mesei și făcea paste și s-a uitat la mine, vai, vai, ce stai acolo în prag, hai să faci paste cu noi, eram deja parte din familie. Cum să gătesc pastele astea cel mai simplu și plăcut mod în Italia, astea de care zici? Sunt foarte variate rețetele de paste din Italia și asta este frumusețea lor, frumusețea bucătăriei italienești, de fapt. Faptul că două străzi mai jos există, fiecare familie are rețeta ei de paste, fiecare nonă are rețeta ei, are secretele. Există și restaurante în care nona gătește și fiul servește, am văzut și combinația asta. E foarte interesantă Italia fiul, din punctul ăsta de vedere, da. Italia face parte din ce? Dintr-un septet sau octet de țări meridionale care sunt deja prinse și în clasamentele internaționale, cu Portugalia, cu Croația, cu Cipru. Care ar fi umbrela lor? Care e specificul mâncării meridionale, în afară de faptul că sunt mai ușoare și mai sănătoase? Meridionale, mediterane, cred că la asta te referi. Da, e în patrimoniul UNESCO. Așa. A fost o serie de bucătării care au fost înscrise, bucătăria franceză sigur este una dintre ele, dar și bucătăria mediteraneană. Ce este specific la bucătăria mediteraneană și de fapt la dieta, pentru că e așa o numită dieta mediteraneană, dar nu în sensul de dietă, ci de stil de viață. Dieta. Exact, de acolo vine. Și așa a fost și înscrisă în patrimoniul UNESCO și se referă tocmai la conexiunea asta care există între oameni. La stilul lor de viață nu se referă doar la ingredientele folosite sau la preparatele pe care le au cumva comune cu toții sub denumiri diferite, ci la stilul lor de viață, la felul în care oamenii mănâncă împreună, în care își petrec timp în aer liber, în care profită de viață alăturând un vin unei mâncări bune. Dar mă simt obligat să pun o întrebare stupidă. Da. Un neamț, dacă ar ajunge într-un asemenea mediu, cum s-ar simți? Nein. Să-l întrebăm pe neamț. Nu, dar bănuiala care ar fi? Că se lasă contaminat ușor sau că se bagă în el și face notă discordantă? Cred că depinde foarte mult de caracterul, de personalitatea fiecăruia. Eu ce am descoperit vara asta, spre exemplu, chiar din pleiada popoarelor mediteraneene, am descoperit că există un echivalent grecesc al lui Joie de Vivre francezesc și că se cheamă chefi, pe care noi l-am preluat din limba turcă, ne arată dicționarul, sub denumirea de chef. Doar că la ei este un concept ceva mai filozofic decât pur și simplu o petrecere și denumește cumva dorința spontană de a te bucura de viață, de a trăi viața din plin, prin lucrurile cele mai simple, prin bucurile cele mai simple, care înseamnă mâncare, băutură, dans și muzică. Perfect. Dar, atenție, în pofida greutăților, ceea ce mi s-a părut extrem de interesant. Pentru că este, doar lucrul ăsta e o filozofie în sine. Este, dacă vreți, ultima scenă din Zorba, în care Anthony Quinn dansează alături de scriitorul englez în pofida a tot ceea ce se întâmplase. Vezi tu, Radu, când am tăiat eu brânza asta de năsal, de care mă rog de tine să mă lași de două ore. Dansez ca Anthony Quinn. Eu eram chefi. Eram exact la momentul ăla și am zis, băi, hai să ne bucurăm acum, da. Și pe vremuri când făceam noi podcastul ăsta aveam și un vinișor, mă rog. Ei, știu. După asta a refuzat. Da, uite, Margot a venit cu ce această fiolă. Această licoare. Pentru care îi mulțumim. Da. Sfântul Ion. Mă rog. Așa scrie pe ea. De unde scrie? Că e în grecește aici. Din Mândra Țara Ciprului. E cu chefi. A, e cu chefi. Ok, bravo. O să o testăm. Să fie primit. Știi ce n-ai zis și tu de un vinișor? Și eu am înțeles că... Am zis de șampanie. Da, da. Vrei să spun câte bule există într-o sticlă de șampanie? Iată, și notez. Facem ca la licitație. Cine dă mai mult?
O, stai să mă gândesc. Deci trebuie să fie de ordinul... Trebuie să fie o capcană. E o capcană, nu. E o bulă care se repete, merge repede. Da? Trebuie să fie de ordinul zecilor de mii. Facem cu indicii sau ca la prețul corect? Da. Mai bune. Ne facem mai de bune? Ne facem nu, stai, de ce să ne facem de râs? Dar nu am de unde să știu. Am fost aici la Zuga unde se face șampanie, m-am uitat la Doamne, am întors eu persoană. Nu se știe că nici eu nu știam înainte de școală, pur și simplu au fost niște oameni suficient de pasionați de chestia asta încât să se apuce să le numere. Știi că se rotește. Cu exactitate până la ultima virgulă, nu pot să spun, dar pot să spun un număr. Sute de mii. Sute. Milioane? Un milion. Un milion? Vezi? Ce drăguț. Da. Știi că aici sunt... Le numeri și dacă nu sunt milioane, înseamnă că nu-i bună și apăut. Sunt niște oameni care le rotesc. Ai văzut vreodată? Nu. Când se face? Metoda deci, tradițională. Se stă cu sticla, stă cu capul în jos și oamenii care lucrează acolo în cramă trebuie să vină să rotească. Și există, exact cum e la paste, mișcarea aia. Așa sunt oameni care vin, dau o viteză extraordinară să rotească sticlele alea, că ele sunt cu zecile de mii acolo sticle și trebuie rotite, nu știu, o dată pe zi sau ceva de genul ăsta. Ca să, okay. Că de la amețeala aia să faci bula, știi? Dar iarăși, vezi, și asta este și asta e un gest plin de înțelesuri și de filozofie. Șampanie e foarte filozofică în sine. De asta îmi și place, printre altele. Unul dintre primele lucruri pe care le-am învățat în șampanie atunci când am ajuns a fost că șampania este foarte legată de noțiunea de timp. În general, timpul cel puțin în zilele noastre, că tot vorbeam de alergătură, este asociat cu o conotație negativă. Nu ne place trecerea timpului, îmbătrânim, este ceva negativ. Timpul este un inamic. Dar în șampanie, ne explicau oamenii de acolo, timpul este un prieten, nu este un inamic, pentru că el este cel care desăvârșește șampania peste ani. Ok. Și la fel de bine... Începe să fie consolator. Șampania care îmbătrânește și trece prin ani este cea care te răsplătește. Ok. Nu mai avem foarte mult, să știi. Da, dar eu mai vreau... Dar păi nu, întreabă, nu, nu, păi nu. Vreau să întreb dacă a cunoscut un șef celebru, pentru că știm, sunt statuile în viață sau nu, de tipul Ducasse, Bocuse, Escoffier și toate cărțile posibile. A, așa. Da, ai avut ocazia să vorbești cu un Guy Martin, de exemplu, care la un moment dat avea rubrica în Dilema, sau cu un Jean-François Piège, sau mai știu eu cine. Sunt foarte mulți șefi pe care i-am cunoscut prin intermediul istoriei gastronomiei. Okay. Șefi pe care n-aș fi avut ocazia să-i cunosc fizic, personal, pentru că nu mai sunt printre noi, dar care mi-au hrănit cumva pasiunea pentru gastronomie. Anthony Carême, Marie-Antoine Carême, de la el a plecat marea mea pasiune pentru următoarea istoria întrebare. Gastronomiei. Așa. Și care în continuare este un personaj care mă fascinează pe măsură ce descoper lucruri noi și citesc despre el. Am văzut, de fapt am citit la tine, despre Carême, despre Talleyrand care l-a preluat, l-a anexat, despre țar. L-a anexat, e un termen interesant folosit în aceste vremuri. Exact. Pentru o operație specială. Și urma să te întreb cum e cu gastrodiplomația. Mie îmi place termenul ăsta, care nu cred că e suficient cunoscut pe la noi. Ce înseamnă gastrodiplomație? Gastrodiplomația este una dintre cele mai recente forme de diplomație culturală în cadrul sferei relațiilor internaționale. S-a dezvoltat cu precădere în ultimii 20 de ani și a ajuns să fie cunoscută sub acest nume pentru că ea a fost parte din relațiile diplomatice de când există ele. Gastronomia a făcut parte din integrată din relațiile diplomatice de când există ele, dar sub această denumire s-a dezvoltat în ultimii 20 de ani, din 2002, când a fost lansată prima campanie de către Thailanda, de gastrodiplomație. Okay. Este folosită ca o formă de a promova patrimoniul cultural gastronomic al unei țări, al unei națiuni și de a propune o imagine, de a crea o imagine favorabilă, pozitivă în exterior al acelei țări. Eu aș putea să fiu prieten cu toate națiile. Da. Să o refuz, da. Este până la urmă forma cea mai simplă de a
crea favorabilitate și interes pentru un anumit patrimoniu gastronomic. Să le vorbești oamenilor despre mâncare, este despre gastronomie, de fapt, că ea înseamnă mult mai mult decât mâncare și preparate culinare. Impresia mea culeasă de pe vremea lui Carem era că gastrodiplomația ar fi un fel de captație și un fel de sensibilizare a celuilalt, a comeseanului, interlocutorului care are o mare ancoră politică, pe sfântul principiu, îndoapă-l ca să semneze. Contractul, tratatul sau ce-o mai fi. Acum, da, nu există așa ceva. Este unul dintre aforismele lui Talleyrand, dați-mi un bucătar bun și o să vă aduc tratate bune. Așa, exact. Iată. El a mai avut una, mi se pare, că un desert fără brânză e ca o frumusețe cu un singur ochi. Asta nu era lui Brian Savaron? Cred că el a zis. El era? Da. Nu știu, aici e o concurență enormă între... Nu doar între ei, era Bria Savaran, pe care Ioana Părvulescu l-a folosit când a scris, când a editat intelectual la Cratiță. Fiecare om care avea un text acolo era prefațat de un citat din Bria Savaran. Da, cred că el e, da, nu, mai mult ca sigur că el e. Da. Lucrarea ta de diplomă a fost influența gastronomiei franceze asupra gastronomiei... Memoire de fond de cidă, așa se chema. Voilà! Care să aspa gastronomie românește? Voala, asta ți-a ieșit perfect. Teribil, da. Că-l folosim și în românește, da. Voala de vezi. Deci, care e urma cea mai profundă a bucătăriei din Franța asupra noastră, aici, în România? Nu merge așa, știu, eu am simplificat foarte mult, da, așa nu, e. Acum mă gândeam cum să esențializez 100 și ceva de pagini într-un răspuns. Da, să știi că asta este drama noastră, când scriem trebuie să dăm titluri, știi? Pe ăla... Da. Deci, nu știu, ecler? Nu, că noi nu facem, deci... Cum nu Nu suntem noi cei mai mari specialiști în ecler, mai puțin oameni. N-avem un ecler așa care să fie influențat românesc să fi luat... Nu, este de-a dreptul franțuzesc. Deci ce amprentă a pus? Trufe, șampanie, avem piure. Să-ți fac un pireuț? Nu știu, da. Nu-mi dau seama. Dar eu aș întreba dacă influența franceză în mâncare este... cea mai mare sau nu, asupra bucătăriei noastre. Acum, pentru asta ar fi nevoie să facem o altă lucrare comparativă mult mai amplă, care ne-ar lua și mai mult timp, ca să vedem care sunt celelalte influențe și apoi să le comparăm între ele. Ok, bun. Eu pot să spun că lucrul cu care am rămas în urma acestei lucrări, pentru care am petrecut vreo 2 luni la Arhivele Naționale într-o perioadă în care afară era, tocmai se trezea natura, era soare și era frumos, a fost senzația de mountain rus, de sus-jos. Da. Pentru că la început am pornit de la micul Paris, de la perioada în care Bucureștiul avea arhitectură, avea gastronomie, vorbea franceză, avea estetică, avea discernământ, avea repere și culturale și estetice. Am trecut apoi prin comunism, în care gastronomia a intrat direct în comă și m-am aventurat într-un studiu al perioadei contemporane, pe care am considerat-o cumva... perioada de după Revoluție până în prezent. Și a fost revelatoriu, pentru că mi-am dat seama de fapt ce am fi putut să fim noi în ziua de astăzi dacă nu ar fi fost acea sincopă a comunismului care a înghețat tot, care a stagnat, a făcut să stagnăm. Și m-a bucurat să constat că era un anumit spirit efervescent care era reluat din... un anumit spirit al acelui București interbelic. Se reface cu sătura încet, încet? Înainte de pandemie, da. Acum ar trebui să reiau puțin analiza. Dar înainte de pandemie se observa clar un spirit de efervescență care nu era neapărat reluat ca atare, ci pur și simplu ca spirit. Oamenii începuseră să iasă, începuseră să aibă... cultura localului. Exact. Da? Reperele. Îți spun eu, România își revine. Ok. Dacă zici. Simt că își revine. Nu, sunt o grămadă de oameni care prefac țesătura asta de care îți spun eu și Nicole Birta Margo face lucrurile astea, cred că în fiecare zi.
Nu? Ok, da. N-am rămas decât mai am o întrebare stupidă. Ia, pentru că asta era... Așa e bine să termin. Da. Întrebare prostă. Vrei, pui să, una inteligentă, vrei, da, să terminăm sus? Nu, sau... nu, nu, jos. Lumea așa ne știe. Da. Numai, aici că noi am vorbit, sigur, dar să știi că una dintre cele mai apreciate mâncăruri în România pe care noi doi aproape niciodată mâncăm este shawarma. Unde intră? Tu mănânci shawarma? Adică după ce ai făcut... Tradițional franțuzească. Da, da, da. Apropo, da, au, da, cu caramel. Există, dar am fost în cartierul evresc la Paris sau și falafel și tot felul de shawarme. Bine, deci, am locuit acolo. Da, și noi, este un local celebru de shawarme și falafel. De stă lumea la coadă, au o chestie senzațională de marketing. Ăia sunt cei mai deștepți oameni din lume. Știi ceva? Deci coada este de 40-50 de persoane și ei se duc și încasează bonul. Deci tu plătești, deci plătești, ești numărul 30 la coadă și ai de așteptat de-ți vine rău, plătești și băi, bine, dacă vrei să aștepți, bine, banii sunt încasați, dar aștepți după ce ai dat. Înțeleg că se mai schimbă un pic, s-au mai schimbat, da, s-au un mai pic schimbat lucrurile. Asta era de vara asta. Că au apărut, adică... și alte localuri care oferă calitate la un... Dar știi, vorbim despre același local. E... La Zifa la fel, presupun, despre el vorbești. Da. Deci, shawarma unde intră în lumea asta, în toată treaba asta? Și în inima, în gândurile omului care se ocupă la un nivel așa înalt de mâncare? Nu este un nivel atât de înalt, n-aș vrea să las impresia asta. Este mai degrabă. Dar zi de shawarma. Deci unde e shawarma? La Dristuri. Nu știu, cred că există câteva aplicații unde poți să o găsești. La Dristuri, cu de toate. Da. Cu de toate. Șef Haddad mi-a zis că la ei nu există chestia asta cu de toate. Nu, a zis că este cel mai complicat lucru pe care l-a văzut, este Lipia, cu... varză și cu pește. Și o shawarma, o shawarma de așteptat amândoi. Era la fileu, trebuia. Da, 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 da. Smash-ul decisiv. Bine, cu asta încheiem, cu această shawarma îngrozitor, m-a spus, îngrozitor. Da, da, da. Ai avut dreptate. Da. Ok. Bun. Bine. Margo, mulțumim mult de tot. Eu vă mulțumesc. Ok, venim la repertoar. Revenim la acest podcast în câteva secunde. Spuma filelor. Și acum, stimați cetățeni, bine ați venit în lumea cărților de la Vorbitorinci. Care cărți astăzi sunt următoarele? Domnul Radu Paraschivescu, începe. Eu am să încep cu această carte pe care ți-am adus-o cadou. Mulțumesc, apreciez. Și pe care am primit-o azi, noul Julian Barnes, Elizabeth Finch, un roman, i-am spus eu, subtil și concentrat. Nu e o carte mare, are 200 de pagini, foarte subtil și foarte concentrat. După cum Barnes însuși spune, e o carte cu două treimi ficțiune și o treime non-ficțiune. Ficțiunea se construiește în jurul unei profesoare de studii umaniste, Elizabeth Finch, un personaj care n-a existat, care a inventat, iar povestitorul Neil este student la un loc cu alții și aici se dezvoltă un fel de păinjeniști de relații și de înțelegeri asupra istoriei, asupra artei, asupra culturii. Elizabeth Finch e genul de profesoară exigentă și autoexigentă, care nu merge pe cărări bătătorite și care solicită gândire și care solicită opțiuni cu argumente din partea studenților și care abhoră învățatul pe din afară. Ea moare, cum mor o grămadă din personajele importante din cărțile lui Barnes și lasă în urmă niște însemnări. Spoiler alert. Da. Și mai departe vedeți ce conțin acele însemnări și cum se rostogolește cartea mai departe, atâta că în însemnările alea apare o figură a lui Iulian Apostatul, care este un important personaj istoric și veți vedea care este legătura dintre personajul din părțile de ficțiune și personajul din partea de non-ficțiune. Cartea apare la editura Nemira, în colecția Babel, într-o serie Julian Barnes, din care mă bucur să fi tradus, asta, nu mai știu dacă e a noua sau a zecea carte a lui Barnes. Adică e tradusă de tine, da. E tradusă de mine, da, da, da. Asta, da, să spun publicului privitor. Da. Da, bine. Continuați, cum ar tot fi. El, deci, da? Da. Julian Barnes, Elizabeth Finch, tradusă de Radu Paraschivescu, la Nemira. La Nemira, da. Continui tot eu cu Pavlos Matesis, mama câinelui.
la editura Curtea Veche, în colecția Biblos, o traducere a lui Claudius Firschi Lăudat, lăudat să fie pentru această traducere. Claudius Firschi Lăudat este un intim al filozofiei și al culturii grecești, el are multe pene la pălărie, nu e doar traducător, e mult mai mult decât atât. Îl găsiți însă pe copertă, sub autor, ceea ce este un lucru rar, și găsiți un portret al lui în câteva rânduri, aici unde este și fișa autorului a lui Matezis. Aici dedesubt există câteva rânduri despre traducător, leg strâns inițiativa asta de prezența ca redactor șef la Curtea Veche a lui Ana Ischidu, care este un mare traducător, un traducător premiat, un prieten drag în același timp și un om care cred că a depus eforturi ca traducătorul să aibă parte măcar de această recunoaștere, dacă de cea pecuniară mai degrabă nu are parte sau are parte în proporții mici. E povestea Greciei de după război, a unei actrițe care își povestește viața, o cheamă Rubini, îi se spune Rarau, vine dintr-o familie obișnuită care trece prin război, prin ocupație, prin prezența germană în Grecia, prin prezența italiană în Grecia și ea face față, această familie, tuturor vicisitudinilor și e obligată să adopte tot felul de concesii, să facă tot felul de concesii pentru a-și putea trăi viața. E o carte tristă, e adevărat, dar scrisă cu un fel de duh al veseliei care te smulge pe tine, cititor, câteodată cel puțin din tristețea aia adâncă din jurul și din inima Greciei. O traducere excepțională, nu mă feresc să spun cuvântul ăsta, Matezis are o oralitate formidabilă, e o carte despre care ai impresia că ți este povestită. Chiar de autor, deși bun, autorul a murit de vreo 9 ani, dar ai impresia că stai față în față cu el și el îți spune povestea asta a unei familii în care tatăl este mățar, adică curăță mațe de porc și le umple la loc cu ceva. Mama are tot felul de griji, de nemulțumiri și de frustrări, iar fiica ajunge să joace în diverse trupe de teatru și în unele dintre ele, la unele spectacole, se încurcă foile și o piesă care trebuie să termine tragic, să termine veselă, pentru că s-au făcut prost lipiturile de text și se întâmplă tot felul de figuri acolo și de compromisuri. Mama fetei este obligată la un moment dat să se prostitueze ca să poată trăi, apare și pedeapsa aplicată colaboraționiștilor și aici intră de avalma cei care i-au ajutat pe nemți și cei care prin forța împrejurărilor au fost obligați să facă mărunte concesii, dar e o carte de atmosferă, o carte povestită splendid, repet, deci Matezis este un autor pe care acum îl descoper și îi mulțumesc Luanei pentru inițiativa de a-l aduce aici la colecția Biblos a editurii Curtea Veche și încă o dată aplauze pentru Claudius Firschi Lăudat pentru o traducere absolut nemaipomenită. Bravo! E vorba lui Daia. Istoria genetică incompletă a românilor, de Mihai G. Netea, membru al Academiei Regale pentru Științe și Arte Țările de Jos, da. Autor distins cu premiul Spinoza. Îmi impresia că a și fost la conferințele humanitare. Cred că a fost carte grea, științifică, dar scrisă accesibil. Îți trebuie curaj ca să te apuci de ea, pentru că nu e genul de lectură care ar trebui să curgă ușor, dar până la urmă reușește domnul Netea să facă asta, pentru că probabil demersul său sau dorința sa a fost ca această carte să fie accesibilă și unuia ca mine, nu e scrisă pentru savant, da. Și el o ia de foarte de departe, adică cu zeci de mii de ani în urmă și zice, mă, până la urmă, cine suntem noi românii pe aceste meleaguri? Ce arată analiza genetică despre noi? Pentru că... Nu e măgulitor. Bă, mie mi se pare... Nu știu, hai să vedem, uite, analizăm. Pentru că în ultimii ani recenți, da, 10, 20, 30, analiza genetică ne permite să vedem cine suntem și noi, fără să știm acest lucru, sunt grupuri de cercetători care pe întreg spațiu european, inclusiv în România, lucrează la verificarea ADN-ului multor oameni găsiți, cum să zic,
din paleontologic încoace. Da, din toate epocile și mai noi și mai vechi, să compară, există, încerc să, voi spune foarte multe prostii acum, sigur, dacă domnul Medea mă ascultă o să râdă și o să zic că stai bătut în cap, dar... Și mersi dacă o să râdă. Da, să nu am trimit o scrisoare, zice, a spus așa. Există o hartă genetică și o amprentă genetică pe care cu toții o avem și să vedem în sângele nostru, de aminte știi că sunt niște chituri pe care... care ție o picătură de sânge, trimis la niște cetățeni și îți spun oamenii de pe unde vii și nu știu ce. E, acum de unde vine un întreg popor? O să râzi, poporul are niște lucruri foarte în comun, așa, și care arată așa, în mare. Simplific, sintetizez. Okay. Iertați-mă pentru asta. Da. Deci, aici, în spațiul românesc, 3%, 2%, fiecare dintre noi, și eu și tu, 2-3%, moștenire neandertal, da? Da. Ok. Pentru că acum câteva zeci de mii de ani a fost o mare migrație de cetățeni din Neandertal care s-au așezat aici. Slavă Domnului că au fost, pentru că aparent ei ne dau și ce avem nevoie împotriva unor infecții și unor boli gen coronavirus și altele. Deci slavă lui Neandertal că a rămas acolo. Din 2% ăla am reușit să scăpăm acum. După care, peste acest 2-3%, vestea proastă despre care ziceai tu, da, poate e veste bună până la urmă, n-ai să știi. Suntem turci, aia e viața. Nu e cea mai rea variantă. Nu e, și turcii sunt ca noi, adică o mare migrație din Anatolia a pornit în urmă cu câteva mii de ani și s-a oprit pe meleagurile astea. Și, de fapt, ei asigură stratul cel mai important, nu e numai la noi. Mai mare parte din Europa se bucură de această migrație anatoliană, care a venit în această parte de lume și care, după substratul Neandertal, asigură stratul acesta. Și să parafrazăm un roman al Herte Müller, omul este o mare baclava pe lume. Voilà, tot am învățat franceză, da? Și peste progrese uluitoare. Peste care se mai așează un strat european, indo-european. Ok. Care la un moment dat a venit și el și în ultimii 2000 de ani, din punct de vedere genetic al hărții noastre, nu prea, adică nu mai e loc de modificări, poate în timp o să mai fie, dar e din ce în ce mai puțin probabil, pentru că la cum sunt alcătuite granițele astăzi, migrațiile de genul acesta sunt mult mai puțin posibile. Deci asta va fi o epocă de stagnare. Inputul pe care îl aduc ungurii, care, de exemplu, vin din alte părți ale lumii, da? Și au stat 1000 de ani în Ardeal, nu se simte, ei sunt la fel europeni ca și noi, pentru că anatolienii au trecut peste ei, cam în același timp în care au trecut și peste noi, deci și ei sunt acolo. Populațiile slave nu au avut input genetic asupra noastră, poate pentru că, spune domnul Netea, ei alcătuiau un fel de castă regală conducătoare care a stat deasupra populației generale și nu a avut, și noi i-am asimilat. De fapt, i-am păpat și pe slavi și pe unguri și pe toată lumea care mai trecut acolo. Ne-au lăsat însă inputuri lingvistice. Foarte interesantă carte, foarte lămuritoare, scrisă accesibil. Eu zic că e o carte importantă așa pentru noi să mai scăpăm de tot felul de lucruri care ni se adună minte și așa. Vorbește și despre Cumani, apropo de ce spunea Neagu Giuvara cu teoria lui, care credea că editura e Cumanitas. El avea, a și povestit că el avea ceea ce se cheamă surzenia artileristului. În război a stat lângă Tun. Și când a auzit, când i s-a făcut prima dată propunerea de colaborare, a crezut că editura se cheamă Cumanita și a zis, măi, ce coincidență frumoasă, uite, și preocupările mele, da, se mariază cu o editură care chiar așa se cheamă. Și cred că a avut o ușoară decepție când a auzit că e Humanitas. Da, Humanitas, a zis, bun, hai. Mihai Netea, istoria genetică incompletă a românilor. Are traducător sau e scris în română? Eu cred că e scris în română. E scris în română. Și a apărut la Humanitas. Acum, eu, sincer, dacă aș fi profesor de istorie... Ai pune-o pe listă. Aș pune-o pe listă și aș face o lecție din ea. Nu știu dacă e accesibilă la două lecții sau mai mult, dar n-ar fi bine, zici, copii,
Aici au venit niște cetățeni din inima Africii, cetățenii Neandertal, după care uitați ce s-a întâmplat. E bine de știut. Gata. Bun. Eu mai am două vorbe de spus, doar despre o apariție nouă a unei cărți vechi. Publius Vergilius Maro, Vergiliu mai pe scurt, Eneida. Eneida are... avut examen, scuzați că... N-au avut examen, dar abia am așteptat varianta asta și cartonată și cu ilustrația lui Vasile Sitari, un grafician și un artist din Republica Moldova. T.S. Eliot, știi ce spune despre cartea asta? Uite, o avem aici pe copertă. Vergilius este clasicul întregii Europe, spune despre autor, nu despre carte. Eneida tradusă în proză de Eugen Lovinescu. Asta e foarte interesant. Nu știu dacă foarte multă lume știe, Lovinescu a predat latină și la București și la Ploiești. Lumea îl știe drept marele critic literar. N-a fost numai critic literar, a fost și profesor de latină. A fost un autor care a tradus și din alți autori din latină. Și cartea asta este o traducere, asta este o traducere în proză. Au existat și alte traduceri, firește, prima e a lui Coșbuc, care a tradus și Dante, Divina Comedie. Dar o traducere mare în versuri te poate agasa mai ales la anumite vârste. Pe când așa o traducere în proză, în limbajul lui Lovinescu, limbajul de atunci, este absolut o comoară. Și este o plăcere, te învâlie parfumul. Parfumul vechi și bun al limbii române în momentul în care citește această poveste, care este povestea lui Enea, da? Care scapă din asediul Troiei și pleacă. Nu pleacă singur, pleacă cu tatăl său, cu Anchise și cu Ascanius, cu fiul său. Și apropo de asta, tu probabil că ai văzut când ai vizitat Galeria Borghese sculptura de grup cu Enea cu Anchise pe umăr și cu Ascanius în spate. Este o sculptură absolut fenomenală, făcută de Bernini la 20 de ani. Gura lumii spune că tatăl, Bernini senior, i-a dat o mână de ajutor, dar chiar și așa este o sculptură răvășitoare ca frumusețe, după cum cartea asta este o carte răvășitoare ca profunzime, ca sensuri pe care le poți desprinde. Este povestea lui Enea care pleacă din Troia, reușește să scape, ajunge în Cartagina, acolo îl așteaptă Didona, petrece ceva timp acolo, după care se duce în Latium și acolo are loc un duel, o luptă cu un rival în amor, el învinge și în această luptă și se întoarce până la urmă acasă, dar este o carte apărută în siajul epopeilor homerice, dar care are niște arome în plus și are o carnație a textului pe care, din punctul meu de vedere, epopeile homerice nu le-au atins în traducere atâta cât ne pricepem. Au mai existat și alte traduceri, Dan Slușanski a avut o traducere foarte bună a Eneidei, dar asta mie mi se pare peste tot ce s-a putut face. Este o traducere apărută prima dată la editura Fundațiilor Regale. Mi se pare că a apărut o ediție, nu știu dacă integrală, mă îndoiesc, prin anii 80 la Albatros și Humanitas face acum acest serviciu de restituire a unui text fundamental. Este un text ca un roman de aventuri, de aventuri antice, în care ai nu doar binele și rău, ai toate virtuțile și o bună parte din vicii. Este o lectură pe care eu am refăcut-o acum, o făcusem prima dată hăt prin facultate, nu, în liceu, la istoria literaturii universale și care m-a captivat, m-a vrăjit. Editura Humanitas, traducere de Eugen Lovinescu. Acum, am o singură observație în toată chestia asta. Cu surgiu, cum te știu? Nu, știu că eu sunt om primitor cu toată lumea. Este corpul de literă foarte mic. Da. Adică e mic și eu care... Da, e mic pentru că dacă ai fi avut un corp de literă mai mare, ai fi avut mai multe coli și ai fi avut alt preț. Condiții economice, fiind și o ediție cartonată, valabil și pentru Matezis, care, apropo, e tot o ediție cartonată, la un preț care mie mi s-a părut mare, foarte mare. E adevărat, cartea s-a scumpit în general, nu doar la Humanitas, nu doar la Curtea Veche, au existat niște condiții care au dus la așa ceva, dar cred că ăsta este motivul. Într-adevăr, și mie mi se pare, deși
văd și fără ochelari. Vezi fără ochelari, da? În mod suspect. Nu, și dar eu este un corp... Da, ai văzut că am avut primul impuls a fost să depărtez de... Este o literă mai mică decât ar fi convenabil și cred că ăsta este criteriul. Da, sigur că da, îmi dau seama că sunt noi realități pe care le trăim. În fine. Okay. Ceea ce urmează e o surpriză chiar și pentru noi. Bine ați revenit la Vorbitorincii. Surpriza e că nu m-am gândit că Würzburg nici n-are un nume încântător, poate să fie un loc atrăgător. E o frumusețe de oraș, să știi. Würzburg. Da. Și în primul rând, în ce țară este după numele? Germania. În Germania. În Germania, da. Și mai precis în Bavaria, și mai precis în acea parte a Bavariei care se cheamă Franconia. Este, da. Pentru că fiind o Alsacie care este germană, este și o Franconie, da. Würzburg este un oraș așezat pe malurile Mainului, fluviului Main. E la vreo 100 de kilometri de Nuremberg și la altă 130 de kilometri de Frankfurt. Noi, de fapt, din Frankfurt am venit cu mașina până la Würzburg. E un oraș romantic și plin de încărcătură istorică și culturală. Au existat în istorie și o cucerire de Gustav Adolf al Suediei, au existat și procese ale vrăjitoarelor, arderi pe rug, au existat invazii, dar a existat și cultură și a existat și un filon religios foarte puternic, ceea ce se vede în oraș. Deci orașul este un loc tihnit, dar în același timp plin de viață. Asta e o combinație care nu reușește tot timpul. E un oraș în care vezi multă lume sărbătorind ziua, trăind momentul. Chefi, exact, ce am vorbit cu Margo. Carpe diem, altfel. Deci oameni care se bucură de faptul că totul e bine, sau mă rog, aproape totul e bine. Și cum se bucură? Prin plimbări, printr-o viață de club și de restaurant efervescentă și printr-un obicei pe care eu l-am observat, și anume statul pe podul Alte Brücke, podul vechi, statul pe pod acolo la povești și la băut vin. În pahare cu picior, deci tineri, bătrâni, femei, bărbați, nu contează de asta meseria. Asta îi zice Franconia, după acest obicei. Poate care... cine știe, nu știu, da. Așa o fi. Dar ei stau acolo, noi am prins o zi cu soare, adevărat, și stau acolo și dea până amintiri și se simt bine împreună. Deci au ceea ce Margot numea convivialitate. Tot acolo sunt niște isprăvi de arhitectură și de religie. Ai Casa Șoimului, care este cea mai frumoasă construcție rococo din oraș, chiar în spatele bisericii Sfânta Maria, cred că îi zice. Ai un dom fabulos cu niște capodopere de sculptură și pictură înăuntru. Ai sus Marienberg, fortăreața Marienberg, unde stăteau episcopii, au stat vreo 500 de ani, cred, episcopii de Franconia, o fortăreață care supraveghează orașul de foarte sus și care are, de unde ai o perspectivă minunată asupra locului, inclusiv asupra podului vechi și asupra celorlalte poduri, ăsta vechi e pietonal, apropo. Relativ aproape, dar nu foarte aproape, tot la înălțime, relativ aproape de fortăreața Marienberg, este Die Kapelle. Este un loc de o încărcătură barocă splendidă și un loc de reculegere în același timp. Și ai o mare ispravă arhitecturală, arhitectonică și culturală și de pictură, care se cheamă Residenz, Palatul Residenz, făcut de doi arhitecți în secolul al XVIII-lea, cred, unde ai niște încăperi enorme și spectaculoase. Ai o capelă de care aproape că nici nu știi și care este cutremurător de frumoasă. Deci intri acolo și îți cade totul în cap și mai ai multe tablouri și o frescă uriașă ale lui Tiepolo, unul dintre marii pictori ai Italiei. Deci este un oraș splendid, cu o universitate foarte veche, înființată pe la 1402 și îmbunătățită, adăugată un 100 și ceva de ani mai încolo. Un loc în care să te plimbi, în care să nu faci mare lucru, să n-ai un punctaj obligatoriu, să cutreieri pe străzi, să te duci în piață, să te duci neapărat pe podul ăla care este o splendoare și să te bucuri și de o bucătărie care este
dincolo de decent, este chiar, chiar bună. Dacă prinși o bere, ceea ce eu nu pot să fac, e și mai bine. Muzeu de artă modernă? Există și muzeu de artă modernă. Există și un muzeu al evreilor, nu mai știu exact cum se cheamă. Și apropo, minoritatea cea mai importantă din Würzburg sunt... Sunt evrei? Românii. Românii. Sunt românii, pe locul 2 sunt turcii și pe 3 italieni. N-am stricat nimic. Nu, orașul arată minunat. Și okay. Un oraș viu, bine, repet, un oraș viu. Nu e Nisa, nu e Saint-Tropez, nu e Paris, dar este un oraș în care poți să stai 2 zile, ai ce face, e o minune. Mai m-am liniștit, cum să spun. Okay. Chiar o să încheiem cu o temă foarte serioasă și de-a dreptul îngrozitoare, să știți. Chiar acum a fost bună dispoziție aici în studio. Finalul va fi dintre cele neplăcute, dar viața vine și cu lucruri bune și cu lucruri proaste, cărora trebuie să știm să le răspundem. Fotbal și fotbal amuc. Finalul de ediție la Vorbitorinci este dedicat acestei întâmplări tulburi și care a tulburat și mai mult decât era cazul apele din sportul românesc, dar nu numai din sport, că e o chestiune de societate. Și nu numai din România. Și nu numai din România. Astfel, fostul antrenor al Craiovei, Davis Mangia, este acuzat de abuz, hărțuire sexuală, agresiune sexuală de doi jucători maltezi. El antrena acolo una dintre naționale sau chiar naționala mare. Ceea ce scoate la lumină întâmplări și din România și din Italia. Da. Davis Mangia a fost unul dintre antrenorii buni ai Craiovei, care a dus echipa la un nivel apreciat și care a avut o plecare pe ușa din dos, dar nimeni nu știa de ce la data respectivă, fiind totuși un antrenor de succes după standardele campionatului României. Acum începem să căpătăm date, pentru că și aici în România o familie a unui fotbalist formulează acuzații cu subiect și predicat de hărțuire și abuz sexual la adresa antrenorului. Am nu știu dacă abuz... Pe cum să-l numim? Hărțuire în orice caz. Da. E și abuz, da. Dacă scenele e un abuz relatate mai sunt degrabă abuz. Asupra psihicului. Nu a pus mâna pe el. A pus mâna pe el însuși, da. În schimb. Mangia pe el însuși, da. 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 Episoadele sunt, cum ai spus și tu, unul de la Naționala Maltei, unul de la Ascoli, când antrena în Italia, și cel de la Craiova, care, sigur, pe noi ne doare cel mai mult pentru că e de la noi din bătătură. Dar faptele sunt cam aceleași, indiferent de țara unde se produc. Și lucru care trebuie scos din cauză este opțiunea sexuală a omului. Dar asta, nu are legătură. Asta nu are nicio legătură cu treaba. Povestea gravă, mă rog, poveștile grave sunt, unu, faptul că aici avem de-a face cu un modus operandi, deci nu e un incident izolat. El este deja la a treia descoperită. Doi, reacția târzie totuși a fotbalistului și a familiei lui. Înțeleg că un asemenea lucru constituie o traumă pentru oricine. Înțeleg că tu, un tânăr de 20 de ani, 20 ceva de ani, ești tamponat violent de un asemenea gest, de o asemenea propunere, de un asemenea comportament. Ok, dar trebuie să treacă 3 ani până când părinții, mama respectiv, să apară la Costin Ștucan în direct și să spună: uitați ce am pățit de mult. Iau apărarea. În general, da, știu de ce e apărarea. Victimele violurilor nu vorbesc, deci cele mai multe rămân necunoscute, dar în momentul în care cineva capătă curaj și spune lucrurile astea, apar și alte mărturii. Da. Vezi cazul Visarion Alexa, care este tras la Indigo, cu o altă orientare sexuală, și dar tot un abuz de putere. Da. Da? Și acolo mărturiile au venit după femei. Știi că abuzurile comise de reprezentanții clerului parcă sunt și mai puturoase. A, sigur. Pentru că i-ați oamenii domnului. Da. Da, sigur. Antrenorul nu e omul domnului. Da, dar aici e, cum să zic, un abuz de putere al unui cetățean asupra unuia care este supus sau discipol într-o anumită formă. Deci eu aici interpretez lucrurile.
Ca să nu zică cineva că e vreo chestiune religioasă cu preotul vispul. Nu, are nici o treabă. Este același tip de comportament. Tot acolo. Eu acum mă e aici de analizat, sigur, comportamentul clubului Craiova. Aici clubul a rămas restanțier. Adică... Eu trebuie să recunosc că știam ceva, auzisem ceva pe culoarele fotbalului, unde ne mai întâlnim și acum. Lucruri despre care nu vorbea nimeni. Am înțeles la data plecării lui Mangia că, așa am aflat de la un altul, că e o poveste sulfuroasă legată de orientarea sa sexuală. Asta aflasem și eu, că e gay, dar pentru așa ceva nu pleci. Asta înseamnă de la o echipă. Nu pleci pentru așa ceva, zic, nu, cine știe ce a fost, cine mi-a relatat, nu mi-a relatat faptul, am zis, băi, e o poveste urâtă. Și zic, m-am gândit atunci, zic, mă, omul o fi fost de orientare gay și atunci, într-un club de fotbal, lucrurile astea nu sunt acceptate. Adică știi că e un anumit tip de cultură, nu numai în România, ci și în multe alte cluburi de fotbal. Și zic, cine știe ce scandal o fi ieșit acolo din chestiunea asta. Nu m-a dus capul însă să mă gândesc la o agresiune de natură sexuală, sincer să spun. Adică a fost un gând departe de mine, deși... Totuși, oamenii de acolo era clar că știau câte ceva. Da. Câte ceva, pentru că înțeleg că au avut relatarea completă a faptelor. Da. Nici eu n-am știut aproape nimic. Tot așa, am aflat că a plecat suspect de discret. Nici el n-a făcut mari declarații, nici clubul. Acum clubul, pus în fața acestei povești scoasă de la naftalină după 3 ani, a avut niște comunicate mai degrabă țâfnoase. Președintele Sorin Cârțu a spus, nu mă ocup eu chestiile astea, nu mă interesează chestiile astea. Ar trebui să te intereseze că totuși povestea s-a întâmplat la tine în curte, nu în altă parte. Clubul la rândul lui a emis un comunicat prin care nu spunea nimic, deci un comunicat redactat de un politician. Zicea cumva pe dos că faptele au fost verificate, dar ce? Invers. E invers. Adică l-a atacat Răzvan Popa pe el. Sau da, urma să-l agreseze. Da, părea că Răzvan Popa l-a agresat pe... Deci e tipul ăla de comunicat care spune, dar nu exprimă. Adică înșiră niște fraze acolo, fără conținut, pentru că trebuia luată poziție într-un fel. Deci era o obligație bifată, fără urmă de sentiment, fără urmă de implicare, ce obțin la lectură, cam așa reiese. Îmi pare rău și pentru intervenția lui Sorin Cârțu, că e un om la care eu țin și care s-a derobat, pur și simplu. A zis, nu mă interesează pe mine lucrurile astea. Cu situația aia în care clubul pare că îi transmite fostului jucător cu omul ăsta după nenorocirea asta, s-a lăsat de fotbal. Să mai joacă? Nu mai s-a lăsat. Răzvan Popa nu mai știu. Nu mai joacă. Eu am înțeles din interviul mamei sale că s-a lăsat. Deci pare că îi se transmite așa, băi, dar ne faci necazuri? Adică faci necazuri, aici vorbești despre asta? Da. Ce mână? Atunci, da. Da, nu, e un caz urât și e cu atât mai urât cu cât e cu repetiție și e cu repetiție la repetiție. Repet, a fost, nu mai știu cronologia, dar mi se pare că și în Italia a avut o asemenea poveste când a antrenat pe Ascoli. Și unde a fost aproape bătut de jucători, care l-au dat afară. Da, jucătorii care au făcut corp comun, adică ei imediat au sărit în ajutorul colegului, ceea ce în România, să fiu iertat, nu s-a știut în România, pentru că Răzvan Popa nu s-a dus să bată toba în vestiar, să spună, uitați ce mi-a făcut Mangia. E păcat, e o poveste care pute, într-adevăr, nu va fi ultima. Ea intră în concertul agresiunii de toate tipurile pe care le vedem la handbal, pe care le vedem la fotbal, la nivelurile mici, timorări. Am văzut la gimnastică, așa nu mai vorbesc, la gimnastică se pot scrie doctorate despre agresiunile asupra gimnaștilor și mai ales asupra gimnastelor. Și până la urmă cu ce rămâi? Rămâi cu un antrenor care a ieșit în 4 labe dintr-un campionat unde venise bine și unde învățase echipa să joace ceva ușor de privit, dar plăcut de privit. Nu era un chin să te uiți la Craiova lui Mangia. Rămâi cu un jucător scos din uz, nu se știe dacă definitiv, dar în orice caz un om care nu a de fotbal nu-i arde acum. Și rămâi cu un club care a pendulat între
Je m'en fichis și distanță. Adică, nu știu și nu au cultură, da. Și nimeni să învețe, plus că e pe fundul tradițional, nu e rușine mai că să vorbim despre astea. Ba, da. Nu e nicio rușine. Este obligatoriu să interziști, să nu dai posibilitatea unor astfel de situații, să faci lumină acolo unde e de făcut lumină, să-i asculți pe cei care pot fi în posibilă situație de victimă, să le dai o mână de ajutor. Absolut. Și să păstrezi o curățenie și să faci zid împotriva unor răpitori sexuali, că aici, sau prădători sexuali, prădători sexuali, că aici așa se conturează personajul. Deci e responsabilitate față de societate, pentru că, uite, în lipsa de responsabilitate, este al treilea caz, de fapt, asta e problema. Da, jucătorii de la Ascoli și-au dat afară antrenorul și au spus că ăsta nu lucrăm. Nici acolo nu s-a vorbit, dar nu s-a făcut caz. Până dacă se făcea de acolo, lucrurile se simplificau. Da. Să ajunge în România încă o victimă, că asta e o victimă clară, un puști care nu mai joacă fotbal, pentru că acolo povestea a fost mai gravă, după care se ajunge în Malta, unde, sigur, în prezența unor adulți, nu mă gândesc că la Națională e vorba de niște adulți, iarăși cineva trece prin un episod din ăsta. Deci sunt prea mulți și nu aș vrea acum să mă gândesc de-a lungul istoriei sale în fotbal ce lucruri s-au fi întâmplat, da? Mai ales că asta a ieșit la iveală când Mange a lucrat cu adulți. Da, el a fost și la echipe de tineret și pe tot felul de lucruri de astea. Deci despre asta e vorba. Astea sunt suspiciuni, dar sunt, cum se spune, suspiciuni rezonabile. Adică nu poți exclude ipoteza că s-a mai întâmplat și așa ceva din moment ce avem deja 3 cazuri dovedite. În câțiva ani. În câțiva ani, da. V-am spus că nu e un final vesel. Asta e tot. Asta e tot și data viitoare să ne vedem în aer liber, cel puțin o bucată din episod. Da. Încercăm să le facem pe toate cât mai bine. Vorbitorincii, să opresc aici. Radu Paraschivescu. Cătălin Striblea. Por la treabă. Vorbitorincii. Un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.